Și după am văzut că, într-adevăr, fermoarul era blocat, nu se deschidea ca să putem să ne bucurăm de acest iPhone pe care îl aveam. Și până la urmă, am luat cuțit de la cineva, de am tăiat husa. De la cineva în autobuz avea cuțit? Da. Asta e România, cu aia, vezi? Cineva în autobuz tot are un cuțit. Hei, cine are un cuțit sau o sabie mai mică, ceva, ca să putem și noi să tăiem ăsta? Cine ia tagana, are cineva? Deci absolut tot autobuzul era orientat spre noi, noi stând pe culoare în mijloc, efectiv. Bă, băiatule, și-am scos cea mai frumoasă cărămidă pe care am văzut-o în viața aia. Deci, bă, dar frumos, ciubită pe la colțuri, exact în forma de iPhone, știi? Adică arăta impecabil. Am muncit, Grecie, nu? Da. Și am fost la modul că, bă, a meritat cumva banii. Acum, retrospectiv, atunci am plâns 3 zile, că n-am mai avut bani de mâncare. Bă, cineva? Salutare, oameni buni, și bine ați venit la un nou episod de podcast Sa și Râs. Astăzi îl avem invitat în studioul nostru pe Dragoș Mitran, un tânăr stand-up comedian pe care puteți să-l vedeți la toate cluburile de comedie din București și, de ce nu, și din țară. Este un stand-up comedian de la țară, venit la București și care are acum succes puțin. Și ce faci, Dragoș? Bine, mulțumesc mult pentru kind words. Vreau să vă spun de la început în acest podcast să nu uitați să dați un subscribe la canalul nostru, pentru că pe noi ne ajută foarte mult. Aș vrea să observ asta, că foarte mulți când vin în București am impresia că noi aici vorbim în engleză. Și nu e așa. Și aș vrea să precizez în schimb, că aici sunt turiști. Aș vrea să precizez că acesta este un inside joke, dar dacă v-ați uitat la reality show și dacă nu v-ați uitat, vă lăsăm un link mai jos să vă faceți abonament, că aveți 16 episoade de reality show pe Patreon și un podcast în plus pe lună și puteți vedea orice podcast Sa și Râs fără reclamă, începând de la $5, da, euro. Și acolo îl puteți vedea pe Dragoș într-un episod de reality în care explică cum verifici dacă o găină e sănătoasă sau nu. Da, noi de asta am făcut gluma asta, pentru că tu ne-ai spus că verificai găinile în gușă dacă au mâncat. Nu eu, bunica mea. În cască le era rău. Acum. Da, mai explic o dată procedura. De ce le verificai în gușă să vezi dacă au mâncat? Pentru că dacă, să știi dacă sunt bolnave sau nu. Dacă e bolnavă, trebuie tăiată. Da, stai un pic. Deci, unicul tău era vegan? Este, nu, dar era milă de ea, așa că prefer. Ah, mă înțeles. Au, și te duci la fiecare găinușă și o apuci de gușă în fiecare zi? Nu, mai nu, doar pe alea pe care le vezi. Le vede că nu răzmate de un copac. Alea sunt. Alea care stăteau așa, știi? Da. Alea care sunt fătui morții ei de viață. Nu mai vreau, e clar că au ceva. Alea care stau așa. Cine mai bagă o văd? Care mai băga boabe. Alea pe care le vezi că le e un pic răuți, nu? Da, categoric. Cum le vezi că le e răuți? Când au așa un... pe WC-ul. Dar nu foarte, că găinile nu vomită. Nu vomită? Nu, o să spun asta. sunteți prea de la oraș, o să spun orice. Niște găini care din când în când stau așa... Da. Adică fac... Dar se vede că e... Cred că e ca la... Ai făcut mac, mac? Nu m-am făcut. Rațele fac așa. Să fie atât de la oraș cât să nu știi cum face găina. Păi da. Ați văzut toate găinile? Eu vă suspectez. Nu, eu am văzut găini. Prima oară am văzut găini, cred că când aveam... În Kaufland. La rotisor. Viața lăsat pe TVR1. Am văzut prima oară la televizor, evident. Nu toată lumea a văzut prima la televizor. Wow, găini? Nu, prima oară văzut la televizor. Prima dată am văzut când am mers la casa nașei mele în corabia și avea găini în curte și am fost fascinat de ele și am început să le alerg. Și aveam o problemă, că aveam niște pantaloni largi care s-au se rupsese elasticul. Și-mi tot cădeau și le alergam în timp ce țineam la dragi. Așa, de câți ani aveai? 21? Deci ce și erai? Stai un pic să zic asta. Și eram fascinat de găini. Până atunci nu mai văzusem, doar mâncasem. Și l-am dat, s-au început să se fută unele, sau unii, nu știu exact. Și am întrebat ce fac și mi-a zis niște că... găini sau unele din sat se puteau? Niște găini. Și am întrebat ce fac sau nu știu, o chestie asta. Și mi-a explicat, sau am întrebat eu cum face găina ou. Și mi-a zis că dacă o calcă cocoșul. Mm-hmm. Și după aia am plecat la piață, eu cu sora mea cu așa, și am călcat-o pe sora mea. Și am zis că acum o să... Și am zis că acum o să fac un nou. Da, adică eram la modul anumit. Că aveam 14 sau 15 ani maxim. Wow, asta este extraordinar de mult. Nu, n-ai spus-o ca pe o apărare acum. Era mic, era foarte mic. Da. Erai mic, da? Da, eram mic. Auzi, Mitran? Ce faci? Bine.
Nu se întâmplă. Dar eu nu înțeleg de ce am fost eu catalogat ca ăla de la țară. Adică ți-e număr 10 acum mai de la țară decât mine. Nu, mă, am vrut să fac gluma asta pentru că ne-ai zis tu faza cu găinile pe care le verificai tu sau da, mai am încă una care. Da, știu că ești din Drobeta, Turnu Severin. Am glumit. Mai am încă una care e mult mai de la țară de ta și eu n-am știu că nu știe lumea că eu copilărind cu ea mi s-a părut foarte că normal că toată lumea știe chestia asta, că vorbeam cu cei de la niște oameni de când am văzut prima dată un vagin și am zis că vagin nu știu, dar aveam o chestie la țară, un fel de emulator de vagin care e dăm mâinile ta, ține mâinile așa. Aha. Știi? Da, lipite, ridici așa. Așa. Și degetele astea lipite. A, așa. Da. Și acum eu cum bag așa. A, da, gluma asta. Și noi ne jucam asta când eram mici, da. Păi eu când am vorbit cu ăștia nu știa nimeni de chestia asta și mie mi se pare atât de acolo. Da, poate ei sunt și mai de la țară încât ei treceau direct la acțiune. Adică era voie de trei oameni, știi? Unul ținea așa, unul invers și unul intra în... Da, a, deși voi știați chestia asta, că se face chestia asta. Eu nu știam, nu. Eu am văzut prima oară la voi. Cine știe aia cu ținerile la spate că nu o să simți când îți iau ceasul? Ba da. Da. Da, bravo. Dar era și aia cu degetul la țară, știi? Că îți puneai mâinile la spate și cineva spunea degetul și trebuia să ghicești cine e. Și de fapt... Pune-o pula. Da. Nu, n-am trăit asta. Asta era și cu ceasul. Stăteai să nu simți, stăteai cumva, știi cum e la spate. Asta era gluma. Și de regulă căutau fete. Dar dacă nu erau, mergea și la băieți făcută. Și punea pula. Căutau fete? Jesus! Ce scârbos! Măcar noi eram tovarăși între noi, frate. Ne băgam la fete. Eram doar așa. Că ideea inițială era chiar să prinzi degetul și să te întorci. Asta n-am făcut. Nu te întrebai niciodată de ce era degetul ăla foarte tare și gros? Păi nu, că nu era, n-aveam mâini. Era în stare flască. Da, era în stare flască. N-a jucat așa. Auzi, Mitran, tu când te-ai gândit că vrei să te apuci de stand-up? 2018 sau 2017, cred. De câți ani aveai? 23 sau 24. Și ce ți-a venit? Eram în Timișoara. Mi-a plăcut foarte mult ideea. Adică urmăream deja stand-up de, încă de printre a noua, zicea, de când au apărut cuvinte vulgare și toate astea. Dar eu aveam foarte tare senzația că americanii sunt proști. Și cred că prin anul 2 de facultate am zis totuși să caut, că mă săturasem de aceleași clipuri care erau pe net. Pentru că nu prea spunea nimeni specialuri. Și hai totuși să caut și un american. Și primul de care am dat a fost Louis C.K. Și a fost o bucată de 4 minute care mi-a distrus viața. Adică efectiv, și acum mă mai uit la ea strict pentru sentimentul ăla de când l-am descoperit pe Louis C.K. Ce a fost? Aia cu cu americanii, că we call them Indians and they aren't even Indians, știi? Da. Și aia a fost care nici măcar nu e neapărat topul, dar fucking Louis C.K. Eu am găsit mesaje vechi pe Facebook, nu știu în ce context, și mi-am dat seama că când am dat scroll așa mai sus în conversație, tu îmi scriai și vedeai în public la râs ca prostul. Dar eu nu mi-am dat seama după aia că... Adică n-am ținut minte care erau oamenii care vedeau în public și după aia v-am cunoscut la Comics Club și așa mai departe. Dar... Atunci nimeni că nu știu sigur. Adică doar m-am mutat în București cu gând de a mă apucat de stand-up, urcasem la 2-3 open mic-uri, cred. Dar da, am fost la toate și la toate râs ca prostul, la toate una scurtă și la început când voi cereați public voluntar, nu vă luaseți fițe să cereți bilet pe... Mitran, du-te luați, mă! Dragoș, să te fă de câinii! Și... Vreau să întreb eu ceva. Da, din clipa în care ai zis, bă, aș vrea să fac stand-up, cât a durat până ți-ai scris ceva și ai urcat la open mic? În jur de 5 luni jumate și am fost în fiecare marți la 99. Să te uiți? Da, în absolut fiecare marți. N-am lipsit nici măcar una. Dar erai cu gândul constant să te uiți? Sau te gândeai că poate să faci curaj și urci în seara? Nu. Doar să mă uit, pentru că vreau foarte tare și asta nu-mi place cumva la... No, cei care... that's a fucking comedian. A fucking comedian. Nu-ți scrii niște minute și te duci direct la televizor că tu faci stand-up. Asta e un om care muncește. Asta cu televizorul e cumva the next level. Mi se pare fantastic la comics, că efectiv vine lume să urce, dă mail și eu am regula asta pentru că apreciez foarte tare. Pentru că acum tu te ocupi de open mic-ul de la Comics. De open mic-ul de la Comics. Care în ce zi? Și e în fiecare miercuri la ora 9. Și e intrarea liberă, deci dacă vreți să mergeți să vedeți amatori care încearcă stand-up, dar să știți că poate să fie foarte distractiv. Și sunt și foarte mulți foarte buni cumva. Da. Dar mi-am făcut eu cumva regula asta, că dacă ai dat mail pentru prima dată, te accept orice ar fi, pentru că
realizez nervul ăla și emoția aia de a da mail în sine. Cel puțin așa o aveam eu la mine în cap, dar după am spus ce fel de oameni vin care dau mail. A, și asta da, nu se repetă. Da. Adică e cererea foarte mare. Toamna vine cererea cea mai mare, că sunt oameni care vin la facultate și nu le place și ei zic că fac stand-up și apoi se lasă în primele 3 săptămâni. Dar primesc vreo 60 de mail-uri pe săptămână, toamna. Și vara ce mai scade de rămâne ea Constanți, care în general tot urcă. Cam cât sunt? Și a zice acum undeva 25-30. Comedienții care chiar au ajuns să facă treabă în România, stand-up comedy și chiar și noile generații, ca să le numesc așa, am observat că sunt cei care s-au dus constant la open mic, care au urmărit ca lumea stand-up, care știau despre ce e vorba, care vin la show-uri, frate. Mi se pare foarte tare și mi se pare foarte nașpa că o grămadă folosesc așa termenul ăsta de stand-up, nu știu, prea îl iau așa light. E o muncă foarte grea și e frustrant pentru mine și e enervant să văd că sunt o groază de oameni super tineri care zic, a, și eu fac stand-up comedy, ăsta e stand-up comedy. Da, și eu, adică îmi făcusem un super research și asta spun și am tot venit acolo să mă uit, să știu despre ce e vorba, să văd timer, să văd orice, adică eram curios de absolut orice și de-aia mi-a și luat cumva atâta, pentru că voiam neapărat să fiu cât mai, probabil chiar puțin prea mult, nu e nevoie, am exagerat. Dar înainte să faci stand-up, ce făceai? Am fost în Timișoara la facultate și am avut un an destul de depresiv, după care m-am mutat la București. Și ce facultate ai făcut? Electronică și telecomunicație. Și that didn't help. Este cea mai, da, este... E super grea, nu? Este extraordinar de trist. Este mai mult tristă decât grea. N-a nu spune, e greu să intri? N-a spune. Nu. Ah, okay. Dar ce înseamnă trist? De ce era trist? Pentru că am zis să urăsc fiecare perete din facultatea aia. Adică era o zonă în care doar nu plăceau nici oamenii. Poate era o problemă cu tine. A, da, categoric. Da, categoric. Dar nu contest, adică nu spun oamenilor să nu meargă. Dar cum a fost când ai urcat prima oară? Foarte bine. Aveai vreo așteptare? Nu. Adică știam că o să fie cel mai mare dezastru, dar chiar a fost foarte bine. De ce știi că o să fie dezastru? Pentru că văzusei alți oameni care, nu știu, la open mic curs spuneau că urcă prima oară și nu merge. Din faptul că n-am cum să fiu suficient de amuzant, n-am cum să fiu interesant și toate cele. Adică n-aveai încredere. Self-awareness, da. Și a fost super bine. Da, a fost foarte ok. Și ce ai simțit când a fost... Adică la mine a fost prima oară când a... Murca și a fost bine, am fost de tempana mea, asta vreau să fac, am știut. Mm-hmm. Categoric. Și mai ales că am realizat și că până atunci, asta ne-am spus și băieților de la Ceva Mărunt când au făcut un workshop, după ce m-am mai împrietenit cu ei și după ce am ajuns să lucrez pentru ei, dar la primul workshop la care am fost, că la fel au făcut un workshop gratis și le-am zis că adică eu eram foarte timid și ce m-a deranjat cel mai tare că l-au ținut la 99 și că n-au pornit și ei proiectoarele și un microfon ca să vadă lumea cum e și pe scenă în sine, pentru că și asta era la fel un mister pentru mine, că nu mai fusesem niciodată pe o scenă, am mai fost o dată între a treia când am cântat o baladă și m-am încurcat la ea și am luat ultimul loc și era pe licee și de atunci da, vorbește tu în public. Așa, și cu proiectoare și cu sunet, nu știu, cu microfon, nu înțelegeam nimic și asta mi-a părut că nici la workshop-ul ăla nu s-a întâmplat și după le-am dat sugestia asta și au făcut mai departe și toată lumea normal că era curioasă. Dar neavând asta, mi s-a părut fantastic că am fost suficient de stăpân încât nici n-am... Nu m-am bâlbăit prea mult, am vorbit destul de corect în microfon cât să mă aud, nu am nici cea mai proastă dicție și cred că undeva de asta... Adică m-au încântat cumva toate alea. Și apoi a venit vara și am mers la Grill Pub, unde a fost fucking hell. Am fost și noi de câteva la Grill. Da? Da, a fost cât de cât ok la Grill Pub, sincer, pentru că noi tot așa când ne-am apucat de stand-up, m-am ferit de multe ori să folosesc termenul ăsta, că sună așa un pic cheesy, dar sincer, chiar a fost love at first sight, așa. Deci pentru mine stand-up-ul a fost o chestie, crește că veneam din teatru și că m-am urcat pe scenă în același loc în care avusesem mai devreme un spectacol de teatru și pur și simplu a fost, deci s-a produs o magie în seara aia, am o filmare cu un telefon vechi ceva și am știut din clipa aia că eu doar asta vreau să fac, dar nu pot să o explic cum. Da. Și de asta mă frustrează foarte rău când unii oameni o iau așa light, că după aia a fost o muncă infernală să ajung să fac lucruri și așa. Asta vreau și eu să spun, că, spre exemplu, la open mic, mi se pare fantastic, adică în afară de faptul, cumva, eu n-am pretenția să mă știe nimeni pe mine, dar măcar uite-te pe un post să faci un mic research acolo, că mi se pare fantastic cât de lejer trece lumea care vrea să urce pentru prima dată, știi? Adică nu e nici minimul de efort să vadă măcar cine prezintă seara sau, că eu le dau mail la toți. Nici nu se pricep, cred. Nici nu știu că așa funcționează un open mic, cred. Nu, că eu le dau mail. Le dau mail că când ajungi de seara la intrare, timpul alocat e 5 minute, când ajungi de seara la intrare, pentru mai multe întrebări sau pentru ordine sau pentru bla bla bla, întreabă Dimitran la bar, că sunt foarte... Adică aia e. Și am avut câteva open mic-uri la care urcam pe scenă și întrebam, bă, dar e X undeva? Că
trebuie să urce la poate un moment dat. Poate stimizi, mă, Mitran, pe bune. Intră într-un mediu în care poate n-au fost niciodată și poate le rușine. Tinde să te contrazic, pentru că pattern-ul de oameni care nu întreabă și doar le se întâmplă e mai mult în zona de ar fi putut să meargă direct la TV, cum ai spus tu. Da. Că și dacă ești timid cumva, dar tot trebuie, că și eu sunt timid. Da, ajungea cu... Înțeleg, da, înțeleg ce zici. Și voi acum cumva v-ați făcut ca un fel de, între ghilimele, trupă cu niște oameni, adică da, 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 în care plecați în turneu împreună. Da, o să avem chiar... Dar nu cred că e nevoie de ghilimele. Da, în sensul că nu e o trupă că sunt, fac toți dans sincron. Merg da, împreună în turneu să facă stand-up, care e o chestie individuală. Da, cred că tot așa se cheamă, trup, deși la noi au fost... Bine, cum a fost probleme? Și trupa Deco. Da, grupul umoristic, să-i spunem grupul umoristic. Grupul umoristic. Cine face parte din grupul umoristic niște oameni? Dan C. Mihăilescu. Eu, Ioana Luiza, Sergiu Mirica și Virgil Ciulin. Ne-am despărțit de doi care erau mizerabili. Da. Cine? Bogdan Drăcea? Da, Bogdan Drăcea și Victor Bărea. Ah. De ei ne-am despărțit. Ah, da, da. Și Victor Bărea? Deci au fost, frate, ne-am certat pe bani și pe faimă. Da. There you have it, ați aflat aici. Nu, cred. Cine nu. Și-a băgat? Nu, chiar e foarte light în continuare și vorbim... Și e foarte friendly, dar cumva mă bucur că se întâmplă chestii de stilul ăsta. Că e mișto, adică dacă ei nu se simțeau confortabil, cumva, știi? Da, mă, normal, trebuie să ai libertate fără să dai explicații. Exact, exact, dacă am putea exact. Trăi într-o astfel de lume în industria da. Asta, ar fi perfect. Da. Pentru că mereu trebuie să dai 1000 de explicații pentru da. Care nu vrei să fii într-un proiect. Deși tu ești artist și ar trebui să simți dacă vrei sau nu într-un proiect sau să ai tu calculele tale, știi? Da, cum va merge sunt... cu... Scuza-mă, vrei să zici ceva? Da, că sunt situații în care încă nu îți permis cumva... Bine, nu e cazul aici, că aici era vorba de niște prieteni și colegi, dar sunt situații în care poate să te cheme cineva să faci un show și tu să nu vrei să faci show cu persoana respectivă, dar nu poți să-i zici că nu... Păi stai mă puțin, ai că încă, să ajungi nu știu, până la sau nu vrea chestii, să faci un show cu da. Cineva, e foarte departe. Mie nu mi s-a întâmplat să nu vreau să fac un show cu cineva. Poate n-am vrut să particip la un anumit show sau un anumit proiect din diverse motive, cum, de exemplu, eu am refuzat mereu să particip la Seara Fetelor la The Fool, pentru că eu am văzut la viața mea live multe Seara Fetelor. M-am dus intenționat să văd. Și am sesizat o chestie și anume dacă nu alea România. Cinci... Nu în România, nu în România. Dacă alea cinci... Iar în România nu m-am dus de jenă, să nu zică că după ce că nu am refuzat, nu mă duc. Dacă alea cinci fete nu sunt strong, bă, strong, e o chestie mult mai diferită decât la bărbați. Awkwardness-ul este ceva de efectiv. Și eu nu cred că... Eu nu cred că în România sunt 6 fete strong. Nu cred asta, dar am voie să am părerea asta fără să jignesc. Adică nu m-am... E părerea mea, puii mei, nu știu... Stai mă, nu e jignit, mai ales că probabil nu sunt 6 fete și atâta. Mie asta mi se pare fantastic. Mama, deci eu când primesc mail de la câte o fată, sunt, oh my god, it's a grill, da, it's da, a grill. Da, 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 da. Adică chiar mi iau super hype da. Și acum, uite, e o tipă care s-a apucat și care o tot dă bine pe scenă. S-a apucat acum o lună, să zic. Băi, o lună sunt foarte mândră de și fericită da, mai, de Ioana Luiza. Da, uite, în contextul în care n-am niciun merit că Ioana Luiza e bună, dar efectiv în primele câteva dăți când am văzut-o bine de tot, a fost odată la o filmare și apoi în club 99 într-o zi în public eram eu cu Mingu că urma să urcăm pe scenă și erau niște prieteni de-ai mei care sunt corporatiști, nu au nicio treabă cu lumea asta, erau public de stand-up. Băi, și băteau cu pumnul în masă de râs. Și am avut așa o satisfacție foarte mare că e o altă gagică bună și cineva m-a întrebat de curând o altă gagică pe care am cunoscut-o eu îndeaproape. Și cineva m-a întrebat de curând, dar n-ai simțit gelozie? Și am zis, frate, asta este cea mai ilogică întrebare din lume. Dacă eu, de ce nu simt gelozie pe Sergiu Mirică sau pe Bogdan Drăcea? Adică doar pentru că are vagin, eu o să simt gelozie? Din potriva, am ieșit cu ea de 2-3 ori în oraș și efectiv eram la modul woman comedian! This is the most fun I've ever had! Că eu mereu stau cu voi și râdem, dar sunt niște chestii pe care nu le-am râs niciodată cu o femeie comedian, ci eram da! Ha, ha! Da, mă rog. Marfa, dar una, niște una, încă una e suficient. Deci gata. Nu mai sunt mai multe. Stai puțin că eu nu le-am văzut. Nu vreau să se înțeleagă greșit. Nu, eu nu mă duc să le văd constant ca să comentez. Da, da, ce o să se ajungă? La seriile fetelor? La 3 sau 6? Ăsta? Săptămâna fetelor? Ar fi tare la o să ajungă să fie mai multe decât noi. O să fie, o să puneți stăpânire și pe... Și poate că show-ul ăla la The Fool este bine, nici n-am văzut vreodată. Ce tare ar fi să fie atât de multe femei încât să primim noi întrebări. Cum vă simțiți într-o lumea femei?
femeilor. Dar... Eu cred că raportul e de 35 de bărbați la o femeie care se înscrie la open mic, așa că multă baftă cu ajunge. Pentru că cumva fetele chiar sunt, din punct de vedere temperamental, sunt într-o zonă mult mai liniștită, mai self-aware. Dârlăi se bagă, frate. Adică asta e ce mai mare lucru. Nu liniștită, dar foarte self-aware. E o frică mai mare totuși de a nu se face de râs. Da, exact, exact. Mai conștiente și da, te gândesc da, mai mult la asta. Așa, da, băieții o pot da, hei, hei, ci Caterinca s-a urcat la pe scenă, a băut două beri și ha, cât am râs. Da. Dar uite, și pentru că nu vă simțiți atât de prost când sunteți judecați. De asta, da. Dar uite, Anisia Gafton e o tipă cu care, pe care, de exemplu, am văzut-o de, nu pot să comentez, de mult prea puține ori la un show, dar am stat de mai multe ori la un vin. Bă, frate, am stat și eu odată cu voi în seara aia, am râs cu lacrimi, a fost minunat. Pe scaun. Da. La un moment dat i-am zis, bă, dar nu știu ce material ai acum, dar zi asta pe scenă, mi-a povestit o chestie de cum a făcut ea prima oară sex cu Serghei, cu care e acum. Cu aia nu mai puteam să stau de râs, era atât de amuzant, are un stil să-mi bag picioarele, da, mor de râs cu ea, frate. Da, de chiar nu i-am văzut niciodată. Are o inocență, așa, știi, când povestește și se ambalează și, bă, e foarte amuzant. Da. Băi, mă gândeam cât de deep e chestia asta cu fete versus băieți, că noi ne obișnuim cu refuzul, în general, în viață, știi? Oh, noi, da, ne dăm la fete și suntem refuzați de, nu știu, de 19 din 20 de fete ne refuză banciu, de când eram mici, știi? Ești acomodat și cu frica, cu eșecul, practic. Ești acomodat cu eșecul ăla, știi? Îți iei, îți mai e bătaie de la unul, altul. Vezi că deja o dai cât mai personal, adică pare că se îngustează. Nu, da, așa orizontul. E, să știi că mult mai mulți băieți au luat de bătaie. Da, exact, exact, exact. Odată dai că ți-a dat o palmă în faza clasei. Bă, dar stai puțin, că și femeile, să știi că frica de penibil o au pentru că suntem ultra mega analizate în tot ce păi facem. Asta zic, da, că la voi e mult mai puternică frica de penibil, da, știi? Și frica de rejection, frica de a fi refuzată în orice. Că practic, ca dacă urci pe scenă și nu-ți merge bine, te simți refuzată de publicul ăla. Da. Da. Și frica aia e foarte veche. Eu cred că analiza asta a fiecărui lucru de când ești foarte, foarte mică și o femeie nu trebuie să... Asta nu, da, e frumos pentru o fetiță. Țiplă. Asta, cum e și la voi. Și... nu e ok să plângi că ești băiat. What? Da, eu cred că... Am văzut în sală, am văzut chestia asta. Femeile nu sunt judecate doar de cât de amuzante sunt dacă sunt pe scenă. Exact. Nu. Am văzut, da, asta, sunt judecate, dar involuntar, nu la modul că cineva se uită... Nu, rădăcinat undeva adânc. Dar bă, că am văzut o tipă care s-a urcat la un open mic la 99 și era o tipă drăguță, care era tânără, arăta bine și avea niște pantaloni foarte scurți și avea niște craci mișto, am înțeles că făcuse balet, arăta bine. Bă, și efectiv. Deci, involuntar, n-aveai cum. Toată lumea a avut un pic, cred că bărbații trăgeau capul așa să se uite mai în sus. Cum arăta așa? Da. Era o prezență care era un pic prea... Nu pot zic că sexy, că nu era... Stai un pic, erau niște blugi și cizme, nu era îmbrăcat. Dar era un pic prea multă piele pentru un show de stand-up, cred că asta ar fi. Eu cred chestia asta și o aplic, sincer. Chiar dacă eu nu sunt sexy cum era tipa aia cu picioare lungi și nu știu ce, sincer, deci lăsând gluma la o parte, mi se pare ca femeie la un show de stand-up să nu te îmbraci foarte provocator, pentru că eu am văzut chestia asta când am simțit nevoia să mă îmbrac mai sexy într-o seară, deși nu mă îmbrac eu chiar așa, pierzi un pic publicul feminin. Exact. Adică e o chestie... Da, când, ce interesant! Da, da. Când ești simpaticuț, eu de-aia la stand-up mereu am un tricou și niște blugi, niciodată nu mă duc nici măcar așa să fiu bună seara, nu niciodată. Mie îmi tot spun tot felul de designer român care mai dau haine, uite, asta ai putea să o porți la un show. Și eu sunt la modul, nu, niciodată nu o să port asta la un show. Întotdeauna la un show, chit că filmez o emisiune, dacă o să vă uitați la orice chestie am filmat-o și am făcut stand-up, am fost îmbrăcată cât de cât casual. Pentru că altfel e o chestie, bă, pierzi un pic de... Da, da, mă rog, femeile repet, zic, ia stai mă, asta... Femeile te iau ca un pic de... ca o amenințare. Competiție, exact. Concurență, să zicem, iar bărbații... Păi cam ești alfa female cumva, cum ești și alfa male pe scenă, mm-hmm. Adică înțeleg de ce... Dar chiar există asta. Și nu la modul, nu la modul că fata aia nu era la modul toată sala, nu se gândesc ca toți bărbații, vai, aș vrea să o fut pe femeia. Nu, dar ești un pic la modul... Atenție, nu știi? Mai ești acolo. Cum? Dar normal și nouă ne plac atenția dacă un bărbat e sexy pe cine, doar că în România n-ai pe cine. Da, dar în România... Bărbații vin... Nimeni n-a prins jignirea asta? Iartă-mă, vreau să zic ceva. În România n-ai pe cine. Tocmai pentru că am prins-o, am băgat-o capul în pământ. Jignire pentru toată lumea din stand-up, am vrut să o arunc așa. Eu n-am prins-o că mă gândeam, voiam să zic ceva și îmi căutam cuvintele și de n-am fost atent practic la ce ai zis. Dar că voiam să zic asta, eu, spre exemplu, deși vara e foarte cald, nu suport să fac show-uri în pantaloni scurți.
M-am gândit și eu bă la asta, da, știu. Nu, nu, bă, e un stil care... Eu am căzut care, în păcat. Mi se pare că la podcast sunt la mare limită. Uite cum mi se vede piciorul, sunt la mare limită. Mi se pare, bă, asta e când ieșim noi la o bere, când ieșim la un grătar, când așa. Nu pot să vin cu... Da, știu, înțeleg. Și la podcast e prea cam urât, aici e prea cald, n-aveți. Și la podcast mi se pare dacă se vede prea mult așa, dar m-am gândit pe de altă parte am tras și un podcast din Grecia, dacă acolo era altceva, că eram într-o curte. Mă rog. Bine, e dubios că nu ești epilat. E foarte ciudat, e prea sport să arăți pe scenă, e prea ești... Știi ce mă deranjează? Că eu în primii 3 ani am făcut asta și am renunțat efectiv vara asta. Că am zis că, bă, nu, aia e treaba. Mamă, și când am venit la 99, când am descris pentru voi și v-am văzut pe toți cu pantaloni și am fost futu-vă în gură să vă fut. Era în scurt. Da. Și eu, dar aveam chestia asta doar la mine în cap, că nu-mi plăcea ideea, nu vreau să-mi vadă lumea genunchii. Și... acum că o și vorbești, mi se pare ok, o să mor de cald toată vara. Da, să știi, bă, sincer, sunt niște pantaloni, deci nu vreau să fac reclamă, dar și-o luam mincu de la Cos, 3 perechi de pantaloni, cu aia sunt, vreau să-mi iau și eu și nouă de femei, deci vreau un material... Vreau să zic că ți-e mai repede decât în ăștia, pentru că foarte ăștia, tare. Aici ești mai groși, ei, într-adevăr sunt lungi. Dar eu nu vreau aia de macho așa, de in, care bă, să curgă, nu, să urci, să urci de sculți pe scenă. Mai văzut pantaloni de frate îmbrăcat așa? Nu, dar nu știu. Mi-a avea ieri pe el, sunt de, ca un fâș, dar foarte subțire. Da, țiară, în fine, dar nu se găsesc doar la Cost, se găsesc și în alte părți. Și mă rog, asta ce voiam să zic de faptul că bărbații nu sunt judecați după cum arată atât de mult. Da. Chiar nu contează. E chiar un, dacă ești bărbat și ești mai grăsuț, e un atuc grăsunei să amuzați. Da. La femei s-a judecat asta și e foarte, cred că suntem atât de obișnuiți cu vocea, cu timbrul unei voci, că dacă o femeie, adică eu ca bărbat, eu uneori când joc și când vorbesc pe scenă, mă duc într-o voce așa mai ascuțită, mai pițigheată, dar o fac special că, mă, nu știu, să zicem că, ca exemplu, mă mir de ceva și zic, cum să faci asta? Adică eu un personaj, eu îl joc un pic așa în vocea aia și ca femeie dacă o faci, dacă o faci așa, poate o faci natural, poate nu o faci că vrei să joci și să te duci în zona asta și nu e amuzant, atunci doar deranjează. Și am zis, ok, se chinuie. Da. E vrea să fie și mai amuzantă că a zis ăla? Da. Ăla? Și tu ești... Hai, și aș mai avea un amendament. Mi se pare că nu toată lumea, pentru că stand-up e un loc care e de la sine, așa, înțeles că e liber ca limbaj. Mi se pare că totuși nu tuturor oamenilor li se potrivește să vorbească total așa necenzurat. Parcă nu li se potrivește. Am auzit femei pe scenă zicând morții măsii și îmi venea să zic, nu ai spus tu niciodată morții măsii. E prima oară când spui. Ori așa vorbești tu, pentru că stand-up-ul ești totuși tu, nu e un personaj. Don't... Da, ajungi foarte, adică uite, spre exemplu, eu nu sunt foarte vulgar, eu destul de rar în jur, dar ajungi foarte greu la concluzia asta și că îți vine să mai arunci câte un pula mea sau ceva, mai ales la început când ți se pare că ți se neacă corăbile, vrei să arunci un pula mea când și vă rog râdeți la pula mea, da. Când pula mea e balastul pe care îl arunci din balonul cu aer cald, da, la modul, hai mai arunc balastul, poate să fiu ok, poate ducem în sus. Micu a avut o perioadă de asta când cârja lui era futu-vă în gură. Cred. Pe voi și pe toate familia. Nu, aveai o chestie cu... Sau futu-te în gură când povesteai tu ceva. Futu-te în gură, cred că aveam. Și dar erai mai la început. Adică știu șuticul ăsta al tău. Da. Adică nu neapărat pe scenă, dar știu că zici. Da, o zic. Eu vorbesc cu de când mă știu. Nu știu, așa am vorbit întotdeauna. De când... De păi asta zic. 7 ani aveam când am aflat că poți să zic du-te în pula mea. Da. Eu primul cuvânt pe care l-am scris pe geam a fost pula. De că toată lumea. Primul cuvânt pe care l-a zis pe un geam aburit a fost pula. Toată lumea? Pe o mașină în zăpadă, știi? Pula. Da, da. Mincu se referă că avea 4 ani. Uite. Serios, și-a scris pe geam pula, era cu maică să... Și-a rămas asta, era cu maică, mă spunea și mi-a fost, what? Eu nu scriam. Dar de ce a fost mirată maică taia? Nu știa... Mă, dar vedeai pe toate gardurile. Eu nu scriam și m-a întrebat ce asta. Și zic pe toate gardurile. Deci eu, văzând în ganguri spray-uri și așa, eu am reținut literele, de fapt. Dar și oamenii care se duc și cumpără spray. Bună ziua, vreau și eu vreau un spray. Nu, dați-mi mop. Pentru ce vă dați-mi trebuie? Cum te duci, știi tot procesul, te urci în tramvai, mergi la magazin, intri în magazin, cumperi spray, alegi culoarea, te urci și două în tramvai, te întorci în loc unde voi să dai cu spray. E un efort prea mare că să scrii pula. Da, e foarte mișto să te ajute. Poți să vă ajut cu ceva? Da, caut un spray. Pentru ce vă trebuie? Caută să scriu pe Ștefan cel Mare într-un gang, pula. Nu știu ce mi-ați recomandat. Da. Grișo Bolan. Cum e lumina acolo? Bate soarele sau... Stați un pic, să o luăm altfel. Ați mai scris până acum pula pe pereți? Nu. Nu? Păi vă trebuie și mânuși. Da, e...
Ia asta, noi am avut asta cu tagurile când eram prin Severin, la 90 apăruse. Nu, eu n-am făcut, okay. Dar era la modul de toată lumea, își scria pe toți pereții, da. Ceea ce de-a dreptul imbecil, efectiv, da. Este cea mai imbecilă chestie. Una e să faci un graffiti, ok, do it, dar să distrugi tot orașul cu aia. Bucureștiul e tot distrus de aceste taguri. Da. Ce pula mea te duci să te semnezi? Fă ceva, măcar scrie pula cu litere îngroșate. Și aș fi ok măcar la etajul 12 la un zgârie nori pe exterior, da, care performanță, fi, ăla a ajuns acolo, dar toată lumea sunt pula mea în intersecție la Ștefan cel Mare și lângă IGPR. Sunt unul peste altul, că gen toată lumea ajunge fix acolo. Da. Eu am o teorie, eu cred că oamenii ăștia care deci tot dau taguri sunt oameni care sunt foarte tineri și încă n-au semnat hârtii. Nu și-au făcut abonament individual la telefonie mobilă, au pe numărul părinților, nu și-au cumpărat o mașină în loc de parcare o casă și n-au semnat și sunt foarte eco-friendly și ca să nu folosească hârtie acasă și tot exersează semnătura pe pereți până când și-au luat primul telefon în rate. Știi, uite, cred că asta e. Odată lipeam afișe pentru trupa de teatru din liceu, pentru spectacolul pe care urma să-l avem și... Așa asta e ilegal. Da, e ilegal. Da, de mult mai și să rămână aracetul lipit cu hârtie. Lipeam cu scoci. Decât să... Și lipeam cu scoci. Poate e un curier pentru mine, te rog, răspunde. Te rog, poate o fi curierul pentru mine? Alo? Așa. Și un tip a venit la noi și a zis, frate, vă rog eu mă să nu mai lipiți peste tagurile noastre. Oh, și am gen, fătu-s morții, mă. Jesus. Trebuie puțin să vedem cine o fi. Oare fi curierul pentru mine? Curierul pentru mine? Curierul pentru mine? Mă, ce-mi plac curierii, bă. Ce ți-am luat? Știu, și mie la fel. Mi-am luat un ghiozdan nou, pentru că ăsta, uite, îl port de 3 ani. De 3 ani îl port. Și arată ca nou, dar are 3 ani totuși. De la dentalist mi-aduc aminte că am extracție de măsea la 5:30 și să mănânc și să reduc pe cât posibil consumul de cafea prea târziu. Nu să țin anestezia. Da, nu o să țin anestezia. O să ieșim de la durere. O să țină, durează oricum 20 de secunde. Am mai fost, da, și ziua, cred că am băut două cafele. 20 de secunde, dă cu cotul bam. Într-a noua a venit la noi un domn misterios, mă rog, la un tovarăș de-al meu și l-a întrebat dacă am vrea niște bani. Da, bravo, cine n-ar vrea bani intra noua? Și el s-a prezentat ca fiind un colecționar de mașini de cusut și ne-a dat, i-a dat lui niște flyere, de fapt niște A4, pe care scria că cum colecționar, mare colecționar, cumpăr nu știu ce tip de mașină de cusut, whatever, nu mi-am amintesc firma. Zinger sau cum se cheamă? Da, Zinger, cred că ceva Zinger, dar dintr-un anumit an sau o chestie de stilul ăsta. Și i-a dat lui 200 de lei așa avansul și noi să-l primim prin tot orașul afișe. Ăla a strâns vreo 40 de oameni, care eram noi toți, ca să ne împărțim cât mai repede să lipim peste tot. 200 de lei la 40 de oameni? Păi nu, avansul, că după trebuia să ne mai dea încă vreo 6.000 de lei. Spoiler, nu ne-a dat. Dar, și cu un soi de lipici de care n-am văzut niciodată, un roșu aprins, așa, nu știu, lipea extraordinar de bine. Da. Și ideea e că noi am tot început să lipim, până când s-a activat toată poliția din Severin și a început să ne urmărească pe străzi, pe mine și pe tovarășul care eram eu, că unul ținea flyerele, celălalt lipea pe stâlpi. Știi? Pe mine și pe tovarășul meu care făceam echipă, ne-a prins poliția că ce facem aici, nu știu ce, ne-a luat datele, nu știu ce, ca să completăm. Severin, nu fiind un oraș relativ mic, puteai cumva să suni la cineva, la șeful băiatului de acolo și eu am scăpat. Ăla meu și-a luat amendă. Între timp n-am mai auzit nimic de colecționarul ăsta. Acum în Severin, deci dacă mergeți vreodată, I swear to fucking God, uitați-vă, pe minim 70%, că am și fost foarte buni, pe minim 70% din stâlpii din Severin, încă e aracetul la roșu pus. O să vedeți câte 4 puncte de aracet din clasa 9 ține. Bă, nu-l dă nimic jos, nu-l dă nici dracu jos pe ăla. Probabil s-a îmbogățit nu din mașini. Asta am bugățit din aracet, dacă l-ar vinde. Am aflat schema. Schema era pe toată România. Știu că s-a întâmplat și în Constanța, by the way. Deci schema era pe toată România. Ăla lipea afișele alea, cumpăr mașină cu 20.000, mașina din asta de cusut cu 20.000 de euro, să zicem. Era un preț din ăsta absurd. Și în alte localități s-au punea pe OLX, vând mașină de cusut cu 3.000 de euro. O cumpăra un idiot, că vedea afișul ăla și voia să o cumpere ca să facă profit de 17.000 de euro. Păi să faci și noi asta. Da, este foarte genial. Stai puțin, el doar o arăta. Vezi cât e de bună? Asta este... Vând mașină cu 20.000 și o punea în altă localitate... Nu, el punea că cumpăr mașină cu 20.000. Tu vedeai, căutai pe OLX, că îți dai seama că prostul nu se prinsese, o cumpărai de pe OLX cu 3.000 și tu rămâneai cu ea în brațe și practic ăla făcea 3.000. And that was fucking it. Și a fost la nivel național. Asta nu știu mai devreme. Bă, da, la aia m-am gândit și eu, frate.
Mi-am luat țeapă la mare cu un telefon. Bă, la fel. Adică a fost superb. Cum? Efectiv. Am mers când eram la Costinești, am mers prin Constanța să vizităm Constanța și alergam după înapoi, doar ce a apărut iPhone 4S. Și alergam înapoi spre autobuz, că țipau ăia la noi și a fost un tip, băieții, am furat un iPhone 4S, îl vreți voi? Și am fost, oh my god, da! Și... toți colegii noștri erau hai să susținem asta. Toți colegii noștri erau în autobuz și țipau că hai, nu era cu iPhone 4S. Chiar era ultimul autobuz care pleca spre Costinești în seara aia, că știa milogul ăla când să stea. Da. Mi l-a dat să ne uităm pe el, într-adevăr era tovarășul meu, deja avea iPhone 4S, eu n-aveam, dar am zis că ăla ne-a cerut vreo 12 milioane și am zis, bă, n-avem ația bani la noi, chiar dacă el practic era vreo 40. Și eu am început să fug, dar a zis tovarășul meu, am eu $100. Și el a zis, bine. Și ne-a fost, oh my god, îl dă pe $100, tu ești prost la cap. Și ni l-a arătat, după a zis că bonus, că suntem simpatici, ne dă și o husă la el. L-a închis frumos în husă cu fermoar. Noi am început să fugim spre ăla. Tovarășul meu țipa la mine că, bă, îmi dai $150 pe el. Și eram, da, cu e normal, iPhone 4S, ești prost la cap. Și am urcat în autobuz și eram, bă, ne-am luat iPhone 4S. Noi ne-am așezat, mai erau doar ultima banchetă, mai era liberă. Ne-am așezat acolo, țipam în tot autobuzul de fericire. S-a întors un jec de Constanțean sau ce era, s-a întors la noi că băieții aia e o cărămidă și am fost și prost la cap. Am văzut noi că ne-am băgat telefonul acolo și după am văzut că într-adevăr fermoarul era blocat, nu se deschidea ca să putem să ne bucurăm de acest iPhone pe care l-aveam. Și până la urmă am luat cuțit de la cineva, de am tăiat husa. De cineva în autobuz avea cuțit? Da. Asta e România, cu aia, vezi? Cineva în autobuz da, are un cuțit. Hei, cine are un cuțit sau o sabie mai mică ceva ca să putem și noi să tăiem ăsta? Cine ta gana da. Are cineva? Deci absolut tot autobuzul era orientat spre noi, noi stând pe culoare în mijloc, efectiv. Bă, băiatule, și-am scos cea mai frumoasă cărămidă pe care am văzut-o în viața aia. Deci, nebun. Bă, dar frumos, ciubită pe la colțuri, exact în forma de iPhone, știi? Adică arăta impecabil. Am muncit, și am și-am fost la modul că, bă, a meritat cumva banii. Acum, retrospectiv, atunci am plâns 3 zile, că n-am mai făcut bani de mâncare. Bă, cineva a muncit să facă aia. Da, și schemul în sine, că noi chiar am avut senzația că el l-a băgat în aia și a tras pe moarul. E ca un iluzionist. Da, aia spune. Dar asta cred că e o lecție de viață pentru toți oamenii, că dacă alergi, nu e în moment bun să-l cumperi. Cum dacă ești într-un magazin în mall și cumperi telefoane, nu începe să alergi. Da. Că s-ar putea să nu dea bine pentru pază. Adică nu merg astea mână, nu merge, nimeni n-are o poveste care să termină bine. Fii atent, în timp ce alergam, am cumpărat o mașină. Da, exact. Și n-are nimeni, îmi vindeam mașina și am început să alerg. Că probabil ăla care a venit să o vizioneze a plecat cu ea. Nu se întâmplă așa comerțul. Dar am văzut asta cu schema, nu știam asta cu husa, am văzut cu schema, a fost un reportaj ceva cu niște ani, cum făceau românii în Italia. Și erau, se puneau strategic, era un chioșculeț, o coșmelie, să zicem, de ceva pe stradă, așa, în formă de pătrat, știi? Și cum erau două laturi, unul stătea aici și complice era aici și era o pungă care era identică. Și arăta, ăla apăra foto, laptop, ce dracu i-a arătat, ceva mai mare, știi? De uite așa, asta e el, vrei, dar ulu, și l-am dat, îl trăgea de unde lua din mine. Vine mai coace, că mi se pare că văd poliția, știi? Și se ducea pe latura aia, pe colț. Și ăsta aici avea punga și o dădea, lui ăsta, care ăsta așa dădea punga cu... probabil era machetă sau da, chestii, da, știi, cutia arăta Canon, să zicem, sau ce cumpăra ăla. Dar eu nu mi-am luat, știu că am cumpărat ceva. Și că niște prieteni s-au dus la obor și au luat o țeapă, tot așa, tot cu o machetă, măcar atâta, nu era cărămidă, era machetă. Băi, dar eu încă am cărămidă aia acasă. Păi, serios, super. Adică este o amintire frumoasă. Normal cu aia, e o amintire foarte faină. Dar câți ani aveai? Ce clasă erai? Scumpă. A 10, 15 ani. Da, frate, este... Mi se pare incredibil că... Îți dai seama, știi, eu întotdeauna când orice job... Mă rog, am avut două joburi până acum, să zic. Am filmat la nunți și că am fost actor sau fac stand-up, știi? Și mă gândeam, bă, dar cum de nu se termină? Nimic nu se termină. Nimic niciodată. Nu se termină. Cred că la un dat anul ăsta sunt unii care s-au zicea. Exact. Și ori să alerge spre autocarul ăla. Da, da. Că sunt niște meserii, cum fac ăștia față? Pe de altă parte, cred că tu ai spus mai departe, și ăștia trebuie să aibă material nou, ca să zic așa. Da, da, e clar că îl tot schimbă. În Severin avem la noi la un dat, și eram mari, eram cred că anul 2, anul 3 de facultate, avem la noi la un dat unul destul de beat și l-a luat pe unul dintre noi că, bă, ce faci cu aia, că am vorbit cu taică tu nu știu ce,
foarte nice și la modul, bă, dar atât de bun era, adică a pus atâta presiune pe masa aia, încât noi chiar credeam că ăla tânăr nu-l recunoaște pe tovarășul lui Tasu, ceea ce cumva e firesc, adică povestea o cumpărai, știi? Și apoi a zis că, bă, că, a, nu erai tu, scuze, bă, îmi cer scuze, ce moment penibil, a plecat cu telefonul. Telefonul de pe masă. Okay. Dar la noi sunt multe de astea, frate, cu sunat acasă, cu băiatul vostru a fost într-un accident, să trimiteți bani urgent, astea sunt clasice. Mamă, pe mine m-a trezit străbunica mea, frate, exact cu chestia asta, bă, plângând, era terminată, tremura toată, și, dar doar așa, că eu dormeam și doar așa scurt, că știi unde țineai tăi banii? Și după a început să-mi povestească că da, că era la telefon cu avocatul lui taică-miu, nu, okay. că un avocat de la poliție sau ceva, și că a încercat să vorbească puțin cu taică-miu, dar nu poate, că taică-miu s-a plecat după nu știu ce și a dat petrecerea de pietoni peste un copil și a tras de volan și a intrat într-un stâlp, și că așa vorbea taică-miu, știi? Și bunica mea, crezând că, adică punând atât de tare botul, mamă, dar și eu acolo la mă gândesc eu din pagini aurite, unde dracu? Este un în pagina au scrie că bunica ta are un băiat pe care că ăștia aveau informații. Nu, pe dar nu că nu spun nume sau ceva. Dar ei doar spun că fiul dumneavoastră sau nu știu ce. Eu am auzit de telefon în care știa exact. Nu era faza cu Angela? Bă, se poate să fie oameni care au acces la niște baze de date, nu știu, cineva care a lucrat într-un call center sau ceva, și poți să furi baza aia de date, ai zeci de mii de contacte acolo. Și am fost, frate, deci de pe somn, atunci l-am sunat pe taică mi-o plângând efectiv, pentru că eu o cumpărasem total, că n-am văzut niciodată pe străbunica mea de speriată, l-am sunat pe taică mi-o, că ce faceți, unde sunteți? Și mi-a zis, în Carrefour, mă, ce ai? Pare rău, eu vă iubesc. Nu era deloc în același în film. Zilei? De ce dormeai în timpul zilei la străbunică ta? Nu, mai era la 10 dimineața. Păi nu, ea locuia cu noi. Și asta zic. Mamă, ea venise la voi. Da. Dar îmi pare rău, mă, că de la adrenalina aia doar am luat telefonul și l-am înjurat pe ăla de toți morții. Adică în loc să zic că, ok, eu sunt fi, unde ne întâlnim, ce pot să fac, că sunt disperat, pentru că chiar mi se pare, adică un mic flagrant cumva. Da, cum anunțai poliția, cum demonstrai, cum... Trebuia să anunți poliția. Păi, da, asta spun. Dar spuneam că, bă, hai, unde să las banii? Mă duceam acolo, lăsam o cutie, ceva. Și cum demonstrai poliției că asta a fost situația? Că nu puteai să înregistrezi conversația. Păi, că sau ăștia? Și cred că au acces. Nu aveau cazierul atât de curat. Mama, au acces așa la tot ce vorbim? O, nu, ne urmăresc. Ce? Nu, e super greu să ascult pe cea. Păi, nu vezi că te vorbești cu Siri și o secundă îți pune alarma? Dacă vrei. Auzi, dar eu uneori când vorbesc la telefon, știi când ți se dublează vocea, se spune că atunci ți se ascultă telefonul, când te auzi vocea dublată. Și eu mereu când vorbesc la telefon și mi se dublează vocea, zic chestii nașpe atunci. Îți dau muie că asculti. Da, zic chestii super nașpa, gen... Și bombele le-am pus... Și mă gândeam că ai fost, Caterin, că... Să-i zice lui la telefon că n-ai bani, dar îi dai un iPhone 4S și să-i pui care mi ar fi excelent. Și Reina Mare în Costinești, da, frate. Și-au luat la țepe oamenii pe la mare la Costinești, fucking hell. Păi dacă mergeți la mare la Costinești, acum și voi. Așa, oriunde. Ești în categoria de risc. Da. Eu nu am fost niciodată la mare la Costinești. Nu, zic eu că dacă nu mergeam te în vamă, stăteam cu cortul, dar mergeam la Costinești. Da, mă, dar și în vamă sunt alte țepe. Ce țepe? A, nu, frate, în vamă nu există țepe, ce doar oameni ca lumea. Ce țepe? N-am niciodată țeapă. Păi, dar n-ai în luat vamă, tu. În vamă cere o țigară și când scoți pachetul ți-a două. Nu dau. Pot la zilele Severinului. Nu dau țigări în vamă. Pot la zilele Severinului și am vrut eu un bilet cu... de la papagal, cine e iubita mea sau cum o să numească pe o să se numească soția mea sau chestii, nu, cred că mi-a 11-a și era un părat de la tata cu papagalul și am zis că vreau pentru iubire și l-a făcut pac-pac ca să activeze papagalul și mi-a tras papagalul 4 bilete diferite și a zis 40 de lei și am zis, te omor, tu ești prost la cap, eu am vrut doar cu iubire, nu voiam sănătate, destin și morții măsii, tu ești prost la cap, și am început să mă cer cu copilul ăla care era tata, a fugit ăla după bulibaș și l-a adus la mine. Mamă, și m-am cumprins așa o frică, pentru că ăla chiar era, dai 40 de lei acum. Și am dat 40 de lei ca să fie cheamă Raluca. Și cum o cheamă pe iubita ta de acum? Ana. Încă n-am cunoscut nicio Raluca. Deci prima Raluca pe care o văd o să gata. Deci, încă aștepți. Da, la un moment deci dat să știi. Dacă apare o Raluca, cum viața ta o folosești pe Ana? Păi ai dat 40 de lei. Păi da, 40 de lei, trebuie să-mi recuperezi. Trebuie să-mi A fost o investiție în viitorul meu. Și dacă Ana plânge, se roagă de tine și îți dă ea 40 de lei, aia. Să schimbe numele. 50. Dacă schimbă numele, sunt ok cu asta. Dar cred în asta cred cu Raluca. Cred că o iubești super mult. Da. Dar nu cred că merge dacă schimbă numele, mă. Trebuie să fie...
Bă, da, ai întrebat-o cum o cheamă, de fapt, poate o cheamă Ana Raluca și după aia numele de familie. Întreabă, nu știu că nu m-am gândit să o întreb cum o cheamă. Bă, îi cheamă maică sa. De cât timp știți împreună? 5 jumate. 5 a, jumate. Asta se întâmplă pe la 10 ani. Poate mama ei, poate are bunica la Luca. O soră, o mătușă. Poate fi da, cu bunica ei. Ar merge asta. Oh my god, sunt așa drăguți. De tare ar fi. Și pe urmă o faci tu lui bunica să schimba aia. Dar voi chiar nu v-ați luat țepe? Că eu m-am săturat. Bă, eu... Pe mine... Mi s-au furat telefoane, dar asta pentru că eram trucat. Asta nu e o țeapă, mi-au furat unii un lanț. Un lanț? Furturi, aveai un lanț? Dețineai un lanț? Nu, am pățit abuz de ăsta fizic. Adică la modul da. Sexual. Nu grav, n-am fost pe da. Acum, nașpa. Fuck! Da, l-am băgat la pușcărie. Nice! Fost la tribunal. Oh my god, nice! Da, povestea aia atunci când vreau să ne fure și cât ți-am zis-o cu... Mă rog, să vă zic altă dată. E lungă. Pe mine m-a abordat... Ok. Era pe mine să mă ia poliția de exvoar, dar nu m-a prins. Pe mine m-a abordat... E poveste pentru un public. La Sir, un tip. Ce este asta? Sir e ca, știi, magazinul IDM de haine. Uh-huh. E un complex cu magazine, ieftine. Cu haine... Nu sunt ieftine. Nu sunt ieftine. Sunt haine sunt scumpe ieftine. Și destul de... Eu mergeam la Sir când eram mică și nu era mult. Sau din altă parte, vândute în altă parte a orașului. Dar mai găsești cămăși marfă, știi? Și am ieșit din Sir, îmi luasem o cămașă marfă. Neagră lucioasă Carboti, pentru că sună ca și cum ar fi o firmă, știi? Dar știi că cineva mi-a recomandat, voiam să cineva de la blog, nu mai știu cine, știi? Voiam să-mi iau o cămașă și nu aveam mulți bani și mi-a zis, du-te în Sir la Carboti. Și eram, oh, Carboti, sounds good. Deci, italienească mă din Lugoș. Și am dat și am dat o grămadă de bani pe ea și după aia am fost în mall, în H&M sau nu știu ce, și erau la jumătate de preț cămăși mult mai mari pe acolo. Dar, în fine, și am ieșit de acolo. Dar tu ai la recomandarea un, de la omul din fața blocului care ți-a zis să treci în Sir, să ții de la Carboti. De la Carboti, da. Și cămăși italienești, Carboti, nu? Da. E logic. Și am ieșit din Sir și m-a abordat un cetățean de etnie japoneză care avea o sacoșă din aia, dar foarte penală, o sacoșă de plastic veche și a zis ps, ps, și a deschis-o așa, și știi? Și inițial am trecut pe lângă el, efectiv l-am ignorat, știi? Și s-a venit după mine, pos, 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 și mergea așa destul de repede, agitat lângă mine și îmi băga punga aia în față să mă uit în ea. Și m-am uitat și era o cameră din aia veche cu display din ăla lateral, știi? Uh-huh. Și a început să-mi zică, când unde-i pe aia, când unde-i pe aia? Și a zis, nu vreau, zic că hai mă, hai mă. Și efectiv a ținut după mine de la Sir până în stația de metrou, nu știu, naibii, 150 de metri, uh-huh. În continuu întrebându-me cât îi dă și eram, bă, nu-ți dau. Pare că ești susceptibil, înseamnă. Și asta mă gândeam, ce față să am, cum să mă citești. Asta este, da. Să nu renunți din prima când ți-am zis nu, știi? Că la mulți ar fi zis, da, nu, ăsta bă, nu. Bă, eu cred că și ăștia au făcut niște traininguri. Da. Ca ăia care îți vindeau sigură. Stai mă să aflăm chestii. Dacă a cumpărat sau nu camera. Da, îți dai seama, o. Da. N-ai cumpărat-o? Nu, n-am cumpărat-o. S-a întâmplat mai de mult, nu? Ți-era de curând de la Carmoti. Nu. Carboti. 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 Doi de T. Da? Sunt mai elvețian da, decât. Carboti cu doi de T. Pe de altă parte, dacă vă contactează acum Carboti să fie sponsor al podcastului, ar fi foarte amuzant. Dacă afli, de fapt, dacă căutăm da. Și gen este România nu e știi, da. Dar în Italia e fucking Carboti. Dar Mincu, ce poate să bubuie Carboti după da. Podcastul ăsta? Vă zic eu două chestii pe care le știu. Haine pentru Versace Jeans, care e o firmă italienească, se fac în România. Și haine pentru Naf Naf, care e o firmă franțuzească, destul de scumpă, se fac pe Valea Oltului, București. Sunt niște geci foarte urâte, foarte deficit. Moncler. Oribile așa. Jumate din Severin le are, pentru că... Scuze, pentru că nu, eu sunt total de acord. Dar le au pentru că alea care sunt imperfecte trebuie aruncate. Nu sunt aruncate. Bine, sunt aruncate. Mă rog, dacă ai idee, da. Eu mereu când mi-a drobetat unul Severin, mă duc la outlet-ul ăla Adidas, că Drăcea mi-a zis de el. Da. E foarte... O singură dată am găsit ceva marfă. Nu, eu am făcut cumpărături. Nu, e foarte ok. Da? Chiar există Carboti și chiar italienesc. Și cât costă o cămașă? Serios? Da, fii atent, am găsit chiar italienesc, am găsit magazine doar în Italia, unul și în Turcia. Asta și unul pe ocazie. Manciu, dar pentru ce ți-ai luat cămașa neagră lucioasă? Există pe Mac cămașă Carboti. Care costă? Care costă, stai să vedem cât. Poate ori fi frumoase și am au site niște... italienesc, au niște jeans care nu sunt așa rele. Ia. Deci era thing. Fucking Banciu. Ce schemă a dat el. Ăsta e sponsorizat de Carboti. Ce dragul nu merge? Nu, vă jur.
Carboti, stai că trebuie să zic că vreau notific. Uite, uite, merge prost magul. Intrați voi acum, vă rog. Nu pot. Apropo de sponsorizare, uite, vecinii noștri de la Dr. Cannabis ne-au dat astăzi chipsuri de cu CBD și am mâncat înainte. Sunt vegan, GMO free, gluten free, all natural. 16,6 grame de proteină. Sunt super bune, dacă vreți să vă luați. Wow. Deci să-mi bag piciorul dacă nu e ok site-ul lor italienesc. Mănâncă, Mitran, că free shipping worldwide. Serios? Nu, serios, ne-au făcut cadou astea. Free shipping worldwide. Dar sunt mișto produsele, noi ne cumpărăm de mult timp. Ia uite Maria. Își comandă Maria o geantă Carboti. E urâtă, e brică. Bă, eu nu cred că acum naibii 20 de ani în Sir era reprezentanță Carboti, dacă chiar e o firmă marfă din Italia. Mama, acum 20 nu de cred. Ani rupea mii de meu. Deci că erau din Turcia, efectiv, erau din Turcia sau din China și le brânduiau Carboti. Cum făcea Chemvelo de altfel, că am auzit o fază. Eram în Chemvelo în cabina de probă, am avut eu Dambla la un moment dat, îmi plăcea mult, era un tip în liceu care purta, îl știi? Cine? Alex, tipul care juca basket, care e acum dentist. Alex Neagu. Alex Carchi. Alex Neagu. Care acum îl cheamă Carchi și nu mai e dentist, e plastician. Plastician. Mă rog, ceva. E, juca basket în liceu, era foarte cool tipul și avea tot timpul basket, veste. Juca basket, Neagu? Da, juca basket. Astor, domne, să zică că așa. Toate detaliile nu, astea juca. Nu mai vedeam la basket, nimeni, știi? Din cei care se uită la podcast. Dar oare mai e poate dentist? Sunt oameni care fumă Isilu. Am eu. Se poate. Și omul avea veste foarte cool și îmi plăcea mie cum stă lui cu vestele alea, știi? Și am zis, băi, să-mi iau și o vestă, știi? Și am fost în Chemvelo și eram în cabina de probă și probam veste și am auzit femeile care vindeau acolo vorbind despre cum au stat, zicea fata, am stat azi noapte, eram în magazinul Unirii la Chemvelo, și am stat azi noapte până la nu știu cât, 3 dimineața, l-a etichetat, deci ne-a venit marfa din Dragonul Roșu și am stat să punem etichete, nu te cred, mă jur. Și femeile, ce le-am ascultat câteva minute, cum vorbeau despre cum au etichetat marfa. Cu... Și problema avem și noi românii, să fie o etichetă, știi? Nu știu cum și cumpărăm de acolo. Deci alea erau noi românii. Tot eu vorbesc despre români, pentru că despre români știu. Nu înseamnă că doar români. Eu știu despre toată lumea. Dar sună ofensiv cumva. Adică toată asta e mentalitatea de ca la noi la nimeni, ceea ce nu e chiar acolo. Nu e o mentalitate bună, dar sincer, eu știu asta despre români. Nu știu sigur dacă slovașii fac la fel. Da, înțeleg. Letonii la fel. Eu cunosc super mulți români. Mie de la Chemvelo mi-a plăcut foarte tare un tricou alb mulat cu mânecă lungă pe spatele căruia scria Chemvelo. Asta probabil pentru că îl văzusem la toți vânzătorii vreodată de la Chemvelo, nu știu. Dar știi care e faza? E greșit să scrie pe spate mare Chemvelo, pentru că e mișto când vezi oamenii din față că sunt încântați de Chemvelo, știi? Dar așa în spate, știi, nu le vezi uimirea și respectul pentru tine că porți Chemvelo, știi? Da, exact. Deci cineva vreodată Chemvelo pe lumea asta? Sunt sigur. Băi, eu așa am fost, aminte, frate. Chemvelo când a apărut prima oară? Da. Eram... Plus că aia cumperi de 300, plătești 150. Bă, the fucking shit. Chemvelo prima oară era prima opțiune de a nu mai cumpăra din piață. Da. Da, 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 da. Asta era. Și acum e prima opțiune. Să iei dintr-un Unirea magazin de ăsta, să nu te duci în piață. Dar eu acum... te simți bine când mănânci de astea cu CBD? Fără catering. Eu am și mâncat o gumă de aia amestecat. Chiar te simți bine. Dar sunt curios. Acum am tot felul de chestii. Mă uitam. Vreau să-mi iau, spre exemplu, azi vreau să-mi un tricou, niște tricouri albe. Am avut eu o perioadă când am avut tricouri albe, le purtam de pe dedesubt, pe sub cămașă. Stau așa, mulate pe brand? Doar să fie albe. Mm-hmm. Și găsești puțin, că toate au o schemă, un scris, o de aia, știi? Și mi s-au pătat alea și mă uitam. Bă, și chiar eram curios. Că era o firmă, nu știu de care, la 250 de lei tricou și găsești la 39 de lei. Și sunt cu altă firmă, bineînțeles. Și sunt convins, pentru că am avut... Se vede, sunt mai prost calitative. Ăla la 39, sigur, se duce, nu mai are forma mâneca, se duce pe aici mai rapid. Dar de la un punct încolo, cred că nu mai e diferență. Bă, da, cu siguranță nu mai e. Da. Cred că nu mai e chiar așa. Ai, mă, Mincu. Nu, eu sunt de acord cu Mincu. Adică dacă ți-ai luat un tricou simplu de 160 de lei, nu de 39. Da. Pe care scrie la 160 de lei, ce ar putea scrie? Să zicem Esprit Gap, o de asta, am văzut. Da. Și dacă ți-ai luat Ralph Lauren la 250 de lei, nu cred că e diferență. Da, nici eu nu cred. Bă, știți ceva? Sunt două chestii aici. În primul rând, da, trebuie să-ți cumperi produse mai de calitate, mai ales dacă nu prea ai bani. E pe bune chestia aia că ești prea sărac să ții lucruri ieftine.
în sensul în care mai degrabă îți cumperi mai rar, dar știi că e ceva ce te ține. Și în al doilea rând, dacă tu cumperi produse doar din locuri de-astea foarte ieftine, și nu vreau să dau nume, dar sunt niște magazine mega ieftine, de un tricou 19-99 de lei, cam cu cât crezi tu că a fost plătit omul care ți-a făcut tricou, dacă tricou e 19-99 de lei? Și nu e ok să-ți iei de acolo. Dar recunosc că și eu cad în capcana asta de multe ori în puii mei, că vreau 12 bluze roz și îmi iau 12 bluze. Dar Versace Jeans nu plătește mai bine. Asta vreau să zic. Vezi, verifică. Tu știi că Adidas nu are sweatshops? Tu știi? Firma Adidas, deci dacă te interesezi, Nike-ul lucrează, de exemplu, cu tot felul de țări foarte sărace și așa, și sunt sus pe caz de niște chestii, dar Adidas e cunoscut că nu are sweatshops. Era un site, nu mai știu cum se cheamă, în care puteai să cauți branduri. Deci au băgat toate brandurile și spuneau cât de not ok, cum se cheamă... Cât de multe abuzuri se fac. Cât își plătesc oamenii, nu, scriam, chestia genul ăsta? E un termen de... Copii. Scuze. E un termen de cât... Nu, îmi scap acum, mă rog. Dar dacă au plătesc prost și iau sweatshop-uri de alea de cad clădirile pe ei, și căutai firma acolo și vedeai. Erau efectiv toate. Efectiv toate filmele. Eu asta am citit despre Adidas și s-ar putea trebui să citești și tu Adidas, să vezi. Să ai tu Adidas sau unde ai citit? Nu, mi-au spus oamenii de la Adidas că ei chiar nu au și chiar țin la clienții lor. Au zis, mă jur să moară fanii mea că nimeni... Hei, lucrează copii la voi, nu. Oh my God, ce drăguț! Am avut discuția asta cu Mitran de curând, că i-am povestit că am fost într-un loc unde ne-am luat niște chestii și că era foarte mișto locul ăla și Mitran... În timp ce vorbeam cu Mitran, ne-am dat seama că... Mă rog, noi n-am fost fraieriți, dar ne-am dat seama că era posibilitatea asta, că ziceam, frate, și chiar ne-am ajutat, și chiar ne-am spus aia și aia și aia. Și Mitran a zis, da, v-am întrebat chestii la modul, vrei să faci o schimbare a ta în viața ta, dar nu o faci din frică? Da, simți nevoia să schimbi ceva, dar nu ești pregătit? Da! Câteodată ți-a acuz părinții pentru cum ai ajuns, câteodată îi apreciez foarte tare. Da, exact varianta asta de a păcăli oamenii, știi? Da. Câteodată ai zile când ești trist, zile când ești mai ok. Da! Câteodată mai râzi, câteodată mai plângi. Da, exact. Uite, de exemplu, acum mi se pare că am mâncat mult CBD de ăsta cu tot cu guma aia care ai guma aia, cred că avea mult și te ia somnul așa. Da? Da, mă, chiar e super ok. Eu n-am luat niciodată CBD până acum, mie nu-mi place să mă droghez. Dar nu sunt droguri, că nu conține THC, da, mă, Dragoș știu. Mitran. Știu, nu, dar chiar n-am încercat niciodată CBD și o să vreau și eu să iau. Eu nu am încercat niciodată THC. Eu aș vrea THC. Să iau ulei. Nice, nici eu. Ce e ăla? Ce? Odată eram pe stradă cu niște băieți și unul din băieți, odată eu când eram în liceu, eram mai des pe stradă cu niște băieți. Și da, Mincu uneori. Nu, dar pe mine mă amuză că când vorbea Mincu, erai tu scroll pe Facebook, Jesus, nu mai termin o dată așa cum ai efectiv invers. Nu, chiar aveam ceva de făcut pe telefon foarte important. Nu dau scroll, cauz site-ul. Deci eram o dată pe stradă cu niște băieți și niciunul din noi nu fumase niciodată iarbă și unul din ei nu fumase mai des niciodată iarbă. Și a trecut cineva pe lângă el și i-a zis... salut frate, ai niște foițe? Și așa, ce n-am auzit în viața mea? Pentru că eram toți paranoici, pentru că nu fumasem niciodată iarbă. Ok, nice. Când credeți, mă, că o să se legalizeze și la noi? Când credeți că o să se legalizeze și la noi? Păi nu are de ce să se legalizeze la noi, că este mult mai marfă să vină prin port în Constanța și să se facă bani prin afaceri ilegale. Nu, nu vorbim de cocaină. Nu, și... Da, și iarba. E mult mai simplu. De ce să o legalizezi ca proștia din Canada sau America sau Spania sau Italia sau Olanda? Eu cred că 90% din iarba din România este cultivată în România. Da? Unde? Nu trebuie să fie mai cald atât? Unde, de exemplu? Zi așa, prin absurd, dacă ar fi să știi unde. A, nu știu. Știi faza când i-au prins pe aia într-un cartier de case undeva, whatever, Mincu, nu contează că Mincu o să mă corecteze acum. Și i-au prins pentru că într-o iarnă erau singurii care n-aveau zăpadă pe casă. Jesus, și la noi în bloc, nu, unde locuiam înainte, în complex, erau două mașini la subsol cu bandă de-aia galbenă, știi? Și am înțeles că erau doi care au mers la pușcărie pentru că i-au prins că creșteau iarbă în casă, că le vedeam factura la Enel, da. Enorm. Da, asta e o problemă comună. E foarte greu cumva să minți. Că, din factura de la curent am înțeles că își dă foarte multă lume seama. Dar și ea de la Enel. De ce ești cu aia mâini și dai în gât? Lasă să nu-ți plătești oricum factura. Mult nu vrei să iei banii, să nu-i dai în gât? Lasă oamenii liniștiți, că iarba e foarte ok. Pentru cine a încercat vreodată. Se cheamă Good on You. Așa, da. Good on you. Da, știu, da. Căutați pe Google că vă adresa un pic diferită. Dar voi de ce aveți iPhone pe de altă parte?
Păi ce iasă de memorare? Eu am haine de la... Eu am haine și ieftine. Am zis doar că îmi dau seama după aia că e o prostie că mi-au 15 tricouri roz în loc să-mi iau unul mai ok. Adică recunosc că uite, fac greșeala asta. Oh, nu, asta e cea. Nu mi-a dat Apple. Am căutat Adidas și a zis good. A căzut? Și am căutat Nike și a zis good? Și a zis Nike, it's a start. Am știam deja. Ce înseamnă it's a start? Adică probabil acum au început să schimbe sweatshop-urile alea și nasoare. Pentru că asta au zis, spre exemplu, a fost o clădire în Bangladesh care a căzut. De dacă scrie pe tricou Bangladesh, nu înseamnă că toți care fac în Bangladesh plătesc prost. Absolut. Îi înghesuie și îi pun în clădirea asta. Adică absolut. Sunt unii. Hai să mai căutăm ce? Ia, Ralph, Laura. Deci ce incredibil că a fost nevoie. A fost nevoie de atât de multă presiune socială și de campanii și oamenii să afle, să se facă site-ul de genul ăsta. Ca să nu mai fie normal așa ceva. Ca să trateze niște oameni ca niște oameni. Adică not good enough, Polo Ralph Lauren, pana mea. Cine și-o mai lua? Cine și-o mai lua? Păi Mincu tot timpul și-a de la Ralph Lauren. Mincu, ia vezi Carbotii. Carbotii, păi chiar o să caut. Nu, să vezi că nu devenim noi acum fani Carbotii, toți patru rupem. Să fie cea mai clean dintre toate companiile existente. N-a găsit pentru că sunt făcute în Italia. Bă, cumpărați, frate, de la producători români. Cum se numește magazinul ăla pe lângă care am trecut de curând? De am intrat în el de pe stradă și am rămas uimiți. Și au un brand care se numește Atelier Merci, care mi se pare că cu banii de pe haine respective sponsorizează o clinică ambulantă de dentară pentru copii care nu au bani de stomatolog. Găsește atât de multe chestii. Am uitat cum se cheamă magazinul. E în centru, lângă la mama, lângă... spate pe la Ateneu. Da. Din câte? Băi, și au la haine frumoase și sunt produse în România, gen nu poluezi atât de mult, ajuți economia locală, trebuie să cumpărăm mai mult, sunt o groază, pe bune. Poluezi la fel de mult. Problema e că poluezi în România în loc să poluezi. Nu poluezi la fel de mult pentru că nu e transportat de atât de departe. Și atunci de ce? Că uite, am mâncat cu CBD și n-are niciun efect. De ce? De ce gâtul mătii? Ți-ai luat apă Fiji? Odată, să văd cum e. Să văd cum e odată. Și? Odată să văd cum e, că am văzut dacă la Kardashian. Dacă toată lumea și-a luat odată apă Fiji. Nu. Aia doua e dimensiune. Cum? Nu iau nimic dimensiune. Cum se cheamă aia dimensiune doua din Franța? Evian. Uneori, tu dai seama că e care apa cu camioanele, cu bicicletele sunt din Franța până în România. Sunt o ipocrită, recunosc, dar ascultă-mă. Iau apă Evian din benzinerii. Și acum susține afaceri locale. Poți să zic? Da. Iau apă Evian din benzinerii pentru care e țuțuroiul ăla. Și ape românești nu au țuțuroiul ăla? Toate au. Nu toate, dar Dorna are. Aqua Carpatica are, Dorna are. Acum mi-am luat gen de câteva ori. Nu, mă, cer cu tine. Da, uite, sunt o ipocrită, recunosc, dar pot să dau sfaturi chiar dacă eu nu le apăr tot timpul. M-am gândit la un dat pentru activiști să postez pe OLX-ul în ăsta că vând nu știu, un dinte de elefant care o să vină cu avionul personal, dar o să ocolească gen jumate de glob ca să ajungă la tine, ca să supăr că mai mulți activiști. Da. Se oprește. Da, pentru că ultimul elefant care spală parbrizul în București. Nu poți să fii perfect, frate. Nu poți să fii perfect, dar dacă faci cât mai multe lucruri care sunt ok pentru planetă și pentru țara ta și așa mai departe, faci un bine. Nu poți să fii perfect, normal că din când în când mă duc la cumpărături. Stai, și pic, iau absolut normal. Ieftine. Mi se pare că nu poți nici acum să te schimbi cu totul. Devii brusc, nu știu, nu mai mănânci carne de animale că ele sunt tratate, nu știu cum, îți iei de la firma aia și nu-ți mai e de la aia. Dar poți să faci pași mici și să te schimbi. Faci pași mici, pentru că până la urmă, nervați, e greu, băi, mi se pare că greu, prea multe trebuie să schimbăm, să trăim. O să, ușor, ușor, o să ne obișnim să fim. Da, spre exemplu, mi se pare că a intrat total în lume, adică, cred că cel mai mare succes l-a avut asta cu bateriile. Mamă, mi se pare, adică am senzația, pentru mine e aproape ca a omorât un om, a aruncat o baterie la gunoi, știi? Baterii de cameră sau ceva. Mi se pare că atât de înrădăcinat a ajuns cumva. Stai mic, de cameră, alea clasice? Da, baterii, poți să le duci la orice mega imagine. Da, aia spun, dar mi se pare o crimă să o arunc la gunoi. Adică eu am acasă, cred că 30 de baterii, că mi-e lene să mă duc la mega. Și noi Dedeman sau un magazin de celebrități. La Mega, la intrare. Da, la Mega le lași moca. Da. Am făcut un podcast cu Aluziva și a povestit acolo de o organizație care îți aduce o cutie acasă pentru strâns baterii și după aia îți... Nu mai știi cum se numește. Nu există oameni care vin și îți colectează gratuit uleiul?
Da? Nu da? Poți să-l arunci în canalizare. Uite, da, eu la fel și pe ăla îl pun într-o sticlă de Pepsi sticlă, pe care da. Apoi îl arunc în WC-ul. Pe care o beau. Da. Întreagă. Da, dar măcar îl arunc tot deodată ca să nu... Arunci cu tot cu sticla. Să nu fie cu țărăita. Adică să iau oceanul pe tot deodată, scape mai repede. Eu de atunci nu mai... În canalizare absolut oribil, le strângem și odată pe lună mergem în pădurea Băneasa. Na, uite, din nou și hrănim niște iepurași cu ulei. Da, exact. Și facem diabetă unor veverice. Da. Le creștem colesterolul foarte mult. Da. E bun că le mai are semințe prăjite. Le prăjim nuci în folosit așa stătule tot prăjit. Mie îmi place să mă duc în pădurea Băneasa cu dublu cheese și să forțez veverite să mănânce. Și cu uleiul ăla le masăm, să le fezandăm, să aluneci în copaci, știi? Practic, să nu dăm ulei la veveriță, să facem foie gras de veveriță. Le îngrășăm să le facem. Mie îmi place foarte mult într-un parc undeva. Am văzut o chestie cu dacă vrei să dai pune aici dacă vrei să dai de pomană nuci la veverițe și m-am și-am pus nuci acolo într-un parc. Și sunt sigur că e o schemă, vine cineva și adună nucile alea și le ambalează și după aia le vinde la oameni. Ce crezi că ai putea să schimbi ca să fii mai eco? Mi se pare super greu. Dacă ar fi să te iei acum aici discuție, deci nici mașina electrică nu e. Mitran, ce puteai să schimbi să fii mai eco tu? Tu, Mitran. Ia zi. Cred că absolut orice. Deja ar fi un pas spre... Spre exemplu, uite, știu ce a schimbat înapoi, pentru că mi se pare că s-a exagerat. Nu ai voie cu paie de carton, am vorbit și ieri cu Banciu. În opinia mea n-ar trebui să existe, eu o să militez pentru... De ce nu schimbi capacul ăla, care e de plastic, cu carton, să poți să bei dintr-un pai normal, în loc să-ți rămână paiul pe dinți și în gură, pentru că se moaie și apoi nu poți să mai bei suc cu el și trebuie să deschizi ăla. De ce să bei suc, Mitran? Cum? La 30 de ani. Câți ani ai? Apă. 28. Apă. Și bei 7, suc? Bei suc tot timpul, ții suc? Sunt dependent de Pepsi. A ajuns mâncarea de la Bulioni. Da? Da. Păi și ce vrei să fac? Eu nu știu ce să fac. Well. Salut, ai ajuns? Ne scuzați că comandăm mâncare înainte de podcast și uneori ajungem mai devreme. Da, uite, este și foarte... noi suntem oameni. Și asta e foarte eco-friendly. Cafeaua ne-a venit acum de la cineva cu mașina. Pentru că s-a stricat aparatul de cafea și cafeneaua de la parter era închisă și mersi, nu aveam ce să facem pentru că aveam un invitat și voiam să-i oferim cafea. Tu ești invitatul, tu ești invitatul. Bine la două, probabil. Că era prin zonă și ai zis poți să vin și la două. Păi da, e două fără 20. Da, așa. Alternativa la paiele de plastic, da, e asta de carton și mai e și aia de metal. Aia de metal. Vorbeam noi. Paiul de nu metal. Suport. Da. Eu cred că ăla poți să bați oamenii în trafic. Cred că poți să bați oamenii în trafic ăla. Dar de ce nu puteți să nu beți cu paiul? De ce adică beți cu paiul? Adică să-i sacrifici pentru că e gheața aia și îți dă în dinți și te dor dinții dacă doar scoți capacul exact. Și bei. Plus că e ce foarte first confortabil. World problem în care mea? Nu bea cu paiul. Despre sucul la dozator, mă, când mergi să... Tic. Așa. Și are capacul ăla cu găurica. Este oribil. Așa. Și acel suc la dozator, gen la cinema, acum e cu un paie de carton? Da. Da. Care după aia până la se termină filmul, e jumate de care paie, imediat, se tot mănâncă și tot bei carton? Tu mai tot scuipi carton? Ar putea fi un paie din ciocolată! Uite, da! Este o idee grozavă. Uite, băi! A dependența de zahăr. Alt subiect. Băi, eu cred că de fapt, eu știi care, eu sunt foarte, eu sunt convins, sunt adeptul teoriilor conspirației. Nu se, sigur că planeta se încălzește, sigur că sunt tehnologii dar. Care dăunează, dar. Nu avem nicio șansă să o salvăm la cât suntem. Dacă noi ăștia, care ne considerăm mai inteligenți, am făcut o facultate, trăim într-o absolut țară din lumea a treia, adică cât de cât ok. Da, toți oamenii se consideră inteligenți. Și toată lumea a făcut o facultate. Și toată lumea așa. Nu se poate salva planeta asta. Trebuie să moară și planeta asta. Cred că toate astea sunt făcute ca să ne streseze și mai mult, exact. Ca să devenim mai dependenți de CBD-uri, de shopping, de social media, de chestii. Nu devii dependent de CBD. Da. Bate mă, suntem nu într-o... Nu devii dependent de CBD. Sunt dependenți de cumpărături, trăiește sănătos. Suntem într-o era a consumerismului. Ai nevoie să-ți cumperi liniștea. Mincu, tu stai non-stop pe aplicații, pe telefon să-ți comanzi haine. Ca să-ți cumpere o confirmare. Uite. Pentru că ești gol pe dinăuntru. Da. Îți cumperi mașină pentru statut. Nu vrei să stai cu creierul tău. Nu vrei efectiv. Să stai cu tine, cu partenerul tău. Eu vreau să stau cu partenerul meu. Mănânci zahăr, pentru că nu poți să mănânci iarbă. De ce pula mea nu putem să mâncăm iarbă? Mincu, ești ok? Suntem prea slabi. Hai să închidem CBD-ul ăsta. Deci ideea este să nu ne mai înmulțim, da? Ca să nu facem alți oameni care să creeze probleme, da? Bă, păi și plus că pe de altă parte, adică eu nu cred că planeta o să se sfârșească în următorii 100 de ani. Da, deci nu contează. Dacă noi suntem... Da, mă, da, așa e de fapt. Dar tu vrei copii? Nu știu, da, cred că da. Dar nu o să prindă nici 100 de ani.
Dar chiar voi o să faceți copii? V-a întrebat Măruță. Nu, niciodată nu am pus întreba asta în emisiunea aceea de copii. Dar el n-a întrebat niciodată pe nimeni, cred. Și ideile de unde vă vin? Dar stai un pic, cum e asta dacă fac copii? Și să mă gândesc la viitorul lor. Nu mai bine mă gândesc la planetă și nu fac copii, că aduc alți copii pe lume care o să consume plastic. Nu, Beninco, vreau bebeluș, zi-l-o, măi, nu, de dacă este un handicapat ăsta fiert pe plastic. Șansele sunt mari. Dacă e fiert pe jeepuri, motorină. E bine că tu ești fiert pe jeepuri. Mai, motorina nu o să mai fie. Adică, da, efectiv, dacă al meu o să fie handicapat. E bine că nu o să fie handicapat. Handicapul este ceva fizic și vorbești greșit la podcast. Vrei să te corecteze cineva într-un comentariu? Da, dacă bine, o să... terminat atunci. Dacă o să fie un om plus care... că gândește ce ușor o să faci cumpărăturile din primul rând de la Carrefour. În primul rând, da. Dacă ai certificat. Ah, nu. Dar întotdeauna mă bucur foarte mult că parchez pe locurile alea. Da? La aia mă gândeam. Glumește. Sunt și mai late. Nu, nu glumește. Sunt nu glumește, jur. Cu Q7-le în diagonală pe două locuri ca să fii. Să ai accesul cât mai lejer. Dar nu știu care e faza, că se întâmplă să merg la cumpărături mereu când ei nu sunt. Da, aia e. Bă, locurile sunt făcute pentru șmecheri. N-am văzut niciodată pe cineva. Asta mă gândesc, bă, absolut toți oamenii cu handicap au Q7. Efectiv toți. E o promoție, a fost o promoție la un moment dat la Audi și au zis, bă, dacă ai handicap, primești un Q7, efectiv. Acum... Dă-ți seama câți oameni își tăiau un picior ca să-și duceau la Audi ca să-și pentru amăci. 3.000 de euro reducere la Q7. Da. A, mă piși pe degetul ăsta. Vrei scaune, că primești certificat de handicap pe care n-ai degetul mic? Oh, ai fi surprins. Îl rod. Da. Eu am platpus și cred că aș putea să conving pe cineva că am handicap. Da. Eu am și miopie. Mers de fucking hell. Vezi, asta facem în caz de război, că eu asta am vorbit. Adică eu cu Șorea, spre exemplu, am decis că probabil ne-am întâlnit la comis să ne tăiem unul altuia mâinile. Asta este atât maximul de patriotism pe care îl avem. Știi că ai putea doar să stai un deget și ai scăpat de război. Știi, nu trebuie să stai toată mâna. Da, mai... nu vrea nici măcar la bucătărie. Da, să-l pune... Să învârte așa în ciorbă cu... O să fiu fără mâini, eu nu vreau un război și ăla... Jesus, trebuia doar să spui că nu vrei. Da, trebuia doar să bifați. Era căsuța, nu acum nici n-ar cum să mai bifezi acolo. Trebuia doar să bifați noi și să verificăm că nu sunteți robot, să selectați căsuțele cu semafor. Serios, adică nu era... Ce-am face în caz de război? Da, mai dar ce se întâmplă când e război în nașpa? Da, uite, oamenii ca noi sunt clar în prima linie. Oamenii ca noi sunt oamenii cu penis. Oamenii cu penis. Ce fac băia să râdă în engleză? Păi nu, să-și consume inamicii gloanțele pe noi, ca apoi să vină aia care chiar au făcut armata. Vezi, mă, ce discriminare! De ce trebuie niște oameni să moară? Că vor unii să facă război. Pentru că țara asta ți-a dat. Țara asta ți-a dat. Mi-a dat o pulă țara asta. Efectiv, mi-a mai multe. Nu ți-a dat, mă, că și-au rupt ai tăi de la gură să facă meditații, că școala n-ajungea. Războiul e cea mai mare aberație din lume. Vreți să mă enervați? Băi, nu e. Asta, n-ai autostrada soarelui care după 10 ani, în sfârșit, primii 36 de kilometri nu mai sunt din dale. Nu mai sunt din dale? Și nu mai faci mașina să pară că mergi cu trenul? Nu ți-a dat țara asta, nu ți-a dat... Și mor în pula mea pentru autostradă? Nu ți-a dat țara asta complex. Să cum ar fi cu aia să mori? Că unii au hotărât ei, unii au hotărât ei. N-ai, mă, blocuri în Berceni, unde plutește căcatul, unde mai vezi asta în Europa? N-ai bloc lângă bloc, nu poți să te caci în timp ce vezi cum iau ăia masa în familie, că e ziua lui ăla mic. Ți-a dat țara asta chestii în pula mea, ți-a dat, te ține... Pentru ce să mori? Da, dar să privim și lucrurile bune. Eminescu, spre exemplu. Să mor pentru Hagi. Pentru Năstase. Marele Ilie Năstase, care după ce a ajuns în semifinală, s-a purtat ca ultimul țăran și este în continuare Marele Ilie Năstase. Gata cu aia, am înțeles că ai fost un tenismen bun. Dacă ești un om nașpa, la revedere. De ce nu? Trebuie să separi, omul de performanță sportivă. Da, pe Băsescu. Nu vorbeam cu tine, vorbeam cu urmăritorii în pula mea de terminat ce păi ești. De unde să știu, dar te uitai în cameră, te uitai. Și auzit apelativul la dumneavoastră și a crezut că vorbești cu el. Vreți să invităm pe cineva din politică în podcast? Dacă vreți, dați coment pe cine ați vrea și poate îi invităm. A, voi țineți comurile deschise? Ce tare. Vă luați hate? Nu citesc comentariile aproape nicăieri, pentru că mi-am dat seama că asta este în sine o boală să le citești. Da. Pentru că, deci fii atent, la podcast, într-adevăr, poate oamenii vor să deschidă un subiect.
Uneori, dacă ceva îți atrage atenția, poate te uiți și ceva poate să fie interesant. Dar, în general, dacă tu postezi o poză pe net, mai ales cum eu postez selfie-uri, frumii, selfie, după aia eu citesc. Să zicem că sunt 99 de comentarii și din alea 99, 98 sunt, Doamne, cât ești de frumoasă. Da, și eu unul ăla care... Nu. Dar ți se pare normal ca eu să iau telefonul și să zic... Yes. Mi-am zis că-s frumoasă, adică e o validare eu foarte ciudată. Eu le citesc, eu trebuie pentru validare. Da, mie da, îmi place. Dacă vă dă cineva follow pe Instagram, intrați să vedeți profilul lui. Nu, pentru că am foarte multe followeri în fiecare zi și nu am timp. Da, așa ai intra? Adică ai fost curioasă vreodată? Uneori știi ce fac? Nu. Uneori mă uit. Băi, e ciudată și viața asta virtuală, trebuie să ai grijă cu ea, pe bune. Nu, mă uit așa, adică e selectiv, să zicem, nu știu, vorba vine, dau un exemplu, să zicem că la 50, la 1 mă uit așa și fac eu statistică în funcție cum arată și ce poze apăs, îmi dau seama care e publicul care mă urmărește și dau seama că oamenii sunt mega mari. Dar dacă... adică că și când am verificat vreodată comenturi, procentul de hate de ampulea sau comentariu dat de cineva lipsit total de educație, e foarte mic. Foarte mic. Da, dar în schimb, pe Facebook, anul trecut, când am dat share la filmulețul cu Andreea Esca care a făcut COVID, era foarte la început asta cu COVID-ul. Și am dat un share. Băi, m-am speriat. 100% din comentarii erau de hate, dar la modul ce proastă sunt că o cred. Și bă, m-am speriat cu aia. Am zis, coi, cine mă urmărește pe Facebook? Tu ți-ai seama că oamenii ei erau convinși că ai aminte. Da, se simte că e mai nasol pe Facebook. Pe mine mă sparge oricine crede că ea în filmulețul ăla se prefăcea din două motive, că eu zic asta și la show-uri. Unu, cum căcat să crezi că i-a dat cineva bani lui Andreea Esca, ești bolnav, e foarte bogată, nu putem să ne imaginăm, cred, câți bani are și e normal să fie așa. Da. Totuși e o femeie care, bă, nu era dansatoare la bară până de curând, nu și-a fățit curul pe la emisiuni și acum, la un moment dat, prezintă meteo. E o jurnalistă și, what? Cum adică minte? Credeți că te pufnește plânsul? Dimpotrivă, se abținea să nu plângă, că era jenă de să nu o ia plânsul, dar în așași timp povestea de ce a lipsit de la știri. A fost foarte mișto că a ieșit în față și a spus, băi, am înjurat-o României atât de rău, frate, iar pe Facebook, în mod special, mi-am luat hate pentru asta și stăteam bloc în continuu până când am zis, bă, trebuie de acum încolo să folosesc cel puțin Facebook-ul, acolo știi cum fac? Jur, e prima oară când zic asta în podcast. Eu dacă postez ceva pe Facebook, postez și imediat după ce postez, șterg aplicația Facebook. Ah, nice. Și după aia când mai vreau să postez, instalez aplicația Facebook și o dezinstalez pentru că... Da, este efectiv toxică. Băi, este... Instagram-ul e ok, chiar e ok la mine cel puțin, dar Facebook-ul... Cam peste tot, mă. E 50-50. Bă, dar ăia 50? What the fuck? Am fost la... Scuză-mă, știu că vorbesc de mult timp, dar vreau doar să mai zic asta. Am fost la o clinică și mi-am făcut un RMN. Bă, și pentru mine a contat mult că mie sunt un pic claustrofobă și mi-a foarte frică de RMN-ul ăla. Bă, și au fost atât de mișto oamenii și a fost atât de ok și am plecat atât de veselă de acolo că mi-am rezolvat problema și am pus o poză. Coe! Bă, și te înjură și cu un tupeu de ăsta câți bani ți-ai luat, mâine faci reclamă la tampoane, ceea ce nu e un lucru rău să faci reclamă la tampoane. Dar eram la modul, coe, de unde știți voi că mi-am luat bani? Adică, îți face așa mintea, știi? Și dacă ți-ai luat bani, mamă, nu mai intrăm în zona aia. Păi, e chestia aia, frate, dacă vezi o femeie frumoasă într-o mașină scumpă, instant te gândești, câtă pula sub asta, e mentalitatea aia. Bine, am dat un exemplu prost, că aici e adevărat. Dar în rest, alte exemple, știi? Te-am întrerupt, zici ce vrei să spui, scuze. Da, să stai. Te rog. Nu, voiam să zic că, cred că, deși stand-up-ul este cunoscut, e încă un pic la un nivel... E foarte la început. De început și aș putea să zic, dar nu s-ar potrivi termenul, dar aș putea zic underground, dar nu se potrivește de fiind la televizor. Nu, susțin. Adică el apărând la televizor se duce în mainstream, dar e mai underground. Da. Și cumva cred că exact asta. Noi avem exact publicul ăla care e sătul de TV. Da. Publicul ăla independent, publicul ăla care acum are media de vârstă 25-34 și câștigă bani și cumva de aia cred că sunt ok oameni. Mie nu-mi place deloc zona asta, adică underground-ul mi se pare că e un termen interpretat foarte prost la noi cumva, adică e poate în același timp să fie underground, dar și să fie suficient de popular. Underground, în opinia mea, e mult mai într-o zonă de sinceritate în care încă n-au apărut cenzuri, n-a apărut nimic, vorbești absolut ce vrei pe scenă, vorbești cum vrei pe scenă și toate cele. Adică eu mai mult în zona asta aș prefera să definesc underground-ul și de asta o să consider mereu că stand-up-ul va rămâne underground. E foarte greu ca să ajungă la modul de ultra clean, orice ar fi legat de... Abia atunci ajunge foarte mainstream, la modul de... Dar nu vrem... Nu cred
că cineva vrea să ajungă mainstream, cât să devină, ar fi mișto să devină popularizat la modul, uite, s-ar putea să mai fi spus asta odată, dar noi avem un film care e englez și tipul are ca și obicei ca el în fiecare an cu încă, e corporatist, el cu încă 3-4 tovară și în fiecare an merg la festivalul de la Edinburgh să vadă stand-up. It's a pastime for them, știi? Adică la modul, chiar fac asta, ei băieții în fiecare an merg să vadă niște stand-up sau niște teatru acolo. Și nu sunt niște, noi să mergem. Pur și simplu e un fel de a fi. Mie mi-ar plăcea în România și văd asta, că în public sunt din ce în ce mai multe feluri de oameni, nu sunt numai tineri și așa. Și mi se pare tare. Am avut la niște oameni, la câteva show-uri, oameni de 65-70 de ani, noi care suntem de departe cei mai tineri care ținem show-uri. Și mi s-a părut extraordinar. Bă, 65-70 de ani. Da. Pentru au că plecat singura, în 4 minute. Care ar fi problema? Care ar fi problema? Că se vorbește vulgar. Da, și probabil. Pe mine asta mă intrigă un pic așa, la modul, bineînțeles, nu înseamnă că toată lumea trebuie să accepte. Mm-hmm. Sunt oameni care nu le place, pur și simplu, și sunt de acord cu ei. Cu gustul lor. Da, eu nu, mi se pare că e o primare, sincer. Dar într-un fel, frate, asta te oprește cuvintele? Pe bune, pula, mai căcat, asta te-a spart. Poate ce dacă ce spune ea e un mesaj de căcat sau de hate sau de o prostie fără sens. Dacă e o formă fără fond, ok. Dar asta te deranjează, în 2021 chiar nu poți să treci peste, atât de înapoiat suntem. Dar ce mă gândesc? Câte mei? Cupluri de 60, de 70 de ani, înainte să iasă din casă să ajungă la stand-up, vorbesc în casă și el îi zice ei, hai fă-mi pula mea mai repede că e la 7, știi? Nu și cred. Au trecut, zic. Nu cred că oamenii ăștia ies la spectacole și cumpără bilete. Au trecut pragul. Îți spun eu că oamenii ăștia nu cumpără bilete la nimic. Un cuplu care în casă vorbește hai fă pula mea mai repede pe bune. Da, eu așa vorbesc. Și eu cu Mincu ne înjurăm non-stop, dar e un fel de caterincă. Nu-mi zice Mincu serios hai fă pula mea mai repede la modul serios să zic așa ceva. Și cum o țin fru? Din bătaie. Dar asta zic. Exact, ai deschis foarte bine underground-ul, dar eu îl punem și la modul de, să zicem, vânzare slash vizualizare sau da, dar așa. Eu am o problemă cu chestia asta, pentru că mi se pare că la fel, uite, și la Macanache, cred că ia mai serios lume în cap, că s-a dus prea în mainstream sau nu știu ceea ce e de-a dreptul aberant, adică e practic condiția unui, mai ales la rap, că mi se pare că ăștia sunt și mai duri cumva, condiția unui rapper de succes e să n-aibă succes, ceea ce este un paradox de-a dreptul imbecil, dar în care lumea cumva crede. Și Macanache nu s-a dus în comercial deloc. Păi da, ne povestea el, da, când a fost cu Delia, ne povestea că și-a mai luat hate. Se pare Delia cea mai necomercială artistă de pop din România, pentru că tipa e atât de mișto și de diferită de fapt. Deci face lucruri atât de diferite de fiecare dată, să mă apropo dacă aș putea să o integrez neapărat la comercial, adică, sau poate sunt eu, îmi place mie de ea. Nu vreau să intrăm în discuția asta. Fanul e atât de înrăit, încât de 3 ori când m-am dus să filmez la iUmor, niciodată n-am avut curaj să mă duc să zic, hai să facem o poză. O celebrity. N-am vorbit celebrity niciodată track cu ea, n-am avut curaj, nici n-am trecut pe lângă ea. Am stat așa. Track. Ce tare. Da. Sorry, gata. Ziceți, băieți. Mie mi se pare, sunt pe grup cu ceva tovarăși de prin liceu, zone din astea. Bă, și mi se pare fantastic că toată se vorbește pe grupul ăla. Adică, e atât de ciudat cum văd din exterior în momentul ăsta, că toată mai văd mesaje pe grupul ăla că, bă, aș avea chef de stand-up, mergem la un stand-up ceva. Și mi se pare atât de ciudat și de weird că... știi, da, adică aia, că încă păstrez legătura cu ei și mi se pare că e așa o zonă de... E mișto publicul în Severin. Va, genial. Da? Nu știu da cum ți-a pare. Nu știu, n-am fost niciodată. Adică, ba da, am fost la un singur show al un micuț, un Severin, unde a super distrus, dar a fost singura dată că, deja când stand-up a început să meargă prin țară, eu deja m-am mutat în Timișoara la facultate, că pe atunci încă era mult prea nedezvoltat. Am avut show de 5-6 ori în Severin și mereu am avut la Krypton acolo, da, păi... care arată foarte mișto. Da. Și tipul care are Krypton și a făcut acum show un Nestu hotel, care este extraordinar și ca mâncarea. Da, și foarte mișto hotelul și mâncarea. Saltelele alea care sunt de la Dumnezeu, sunt făcute de Dumnezeu saltelele. Sunt alea tempura sau ceva, mi-a zis Mincu că el știe de astea. Și mișto rău publicul acolo la Krypton, adică întotdeauna a fost un show de ăsta. Chit că mâncau, chit că știi atunci când mănâncă e un pic mai enervant că nu s-a atenți. Bă, chit că mâncau, foarte mișto show. Ce interesant. Eu asta spun, eu n-am avut ocazia, că am plecat exact când a bubuit stand-up, eu am plecat la Timișoara și doar așteptam lumea să vină în Timișoara să mă duc la show-uri. Și n-ar fi caterincă să faci un show și se n-aș fi neapărat de acord. Nu-mi place ideea. Primești cheia orașului. De ce? Că nu-mi place. De ce? Nu știu, îl tot pe Drăcea, care e foarte într-o zonă de își dorește foarte tare să facă. El e din Severin, nu... Drăcea? Da, dar asta până la 8 ani. El nu e din Severin, așa susține el. Nu e. Hai fost să faci pipilică în timpul podcastului? Da.
Bravo, nu știi că e ilegal? La ora 2 o să sună interfonul și cu mâncarea și cu doinița care trebuie să aducă sculele. Păi ce să zic, mie mi s-a părut un podcast foarte interesant și am putea să-l încheiem aici. Bun. Mulțumim, Dragoș, că ai venit la noi la podcast. Oricând, să mai vii și altă dată. Mai aștept, da. O să rămân aici și o să vă aștept, da. Să nu crezi că o să ne purtăm vreodată frumos, nu, cu tine, nu, nu. Când ai următorul show cu niște oameni? Avem la finalul lunii turneu în Oradea, Cluj, Baia Mare și Craiova. Finalul lui iulie. Da, la finalul lunii. Aveți la finalul lui iulie 27, turneu? 28, 29, da. Noi de ce n-avem? Știu. Eu știu, dar o să vă zic. Ok. Pentru că avem noi. Ah. Frica de a nu vinde. Felicitări. Am uitat. Nu putem să mergem toți odată. Mulțumim că v-ați uitat la Sa și Râs. Nu uitați să dați subscribe. Nu uitați să vă cumpărați flori de la Florile Cezare, care ne aduce aici de fiecare dată. Și astăzi am avut flori doar românești cultivate de ea. Și ce mai puteți să cumpărați? Merchandise-ul nostru, dacă vreți să aveți amintiri. Și puteți să cumpărați lucruri ce vreți voi din lumea asta. Orice, da, vreți să cumpărați, să mergeți să vă luați. Important e ca omul care îl face să aibă măcar 12 ani. Și să fiți atenți să nu vă pună o cărămidă. Da. Ce cumpărați? Și râs. Pa!